Să discutați la comisie sau în altă... Stai să ne înțelegem. Da. Dar bine. Vreți să ziceți că e un membru al Comisiei Economice, nu am fost convocat sub nicio formă și... Nu mă întrebați pe mine, discutați... Păi atunci cum aveți avizele comisiei? Președintele Comisiei confirmă că sunt avizele cu prezența majorității membrilor din Comisie. Păi domnul Dalton a fost... Domnul Minuță, ați ținut ședință de comisie? Domnul ce voie și nu facem interrogatoriu aici, domnul președinte, vă rog să intervineți. Nu facem interrogatoriu aici. Păi atunci, da, nu văd nici aș mai fi membru Comisiei Economice, dacă nu am nicio voie. Încercați să denaturați ședința Comisiei? Nu, încerc să vă spun că țineți o ședință la care nu aveți avizele obligatorii. Eu am toate avizele obligatorii și legale la dosarul ședinței. Ce să vă spun comisia din Comisia Economică, că nu mai văd rolul acestei comisii. Vă rog. Cunoașteți proiectul de ordine de zi? Da. Dau citire în proiectul de ordine de zi. Sunt observații la ordine de zi? Nu. Atunci supun la proiectul de ordine de zi. Cine este pentru? Împotrivă se abține cineva? Înainte de a intra în ordinea de zi, dacă sunt observați la procesele verbale de la ședințele anterioare. Procesul verbal din data de 5 iulie 2023, la ședința ordinară. Dacă nu supun la proces verbal de la ședința de pe data de 5 iulie 2023, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva. Dacă sunt observați la procesul verbal de la ședința extraordinară de 17 iulie 2023, dacă nu spune la urmă, cine este pentru? Împotrivă, se abține. Sunt observații la procesul verbal de la ședința extraordinară de pe data de 19 iulie 2023. Dacă nu spune la urmă, cine este pentru? Împotrivă, se abține și una. Și dacă sunt observații la procesul verbal de pe data de 25 iulie de la ședința extraordinară, dacă nu spune la urmă, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva. Și acum intrăm în ordine de zi pentru punctul 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea listei de prioritate numărul 2 pentru anul 2023 a solicitanților de locuințe ANR în vederea atribuirii prin închiriere a locuințelor pentru tineri din ANR din municipiul Onești. Dau având în vedere solicitările de locuințe ANL, Comisia Socială de Analiză și a Solicitanților pentru aprobarea de participării, atribuirii și închirierii locuințelor ANL, a procedat la verificarea acestor solicitări. În acest sens, având în vedere faptul că în evidența primăriei municipiului Onești, fondul facilit de loc locativ și contracte se aprovități locative tip ANL rămase disponibile la această dată, Comisia a procedat la analiza documentelor depuse la dosar de solicitat și verificarea condițiilor și trebuie îndeplinite, conform prevederilor legale, tocmise lista cuprinsă în anexa la prezentul proiect de hotărâre. Având în vedere cele prezentate, vă rog să deliberați să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei de Specialitate, Comisia numărul 1. A disfavorabil. Comisia numărul 3. Favorabil cu majoritate, domnul, că eu n-am fost. Deci spuneți clar, conform legii. Conform legii, avizul este favorabil sau nefavorabil? Mulțumesc. Comisia numărul 3. Comisia numărul 4. Comisia 4. Discuții pe marginea proiectului. Să fac apel la cei care au cereri pentru locuințe ANL. După cum ați văzut, s-a ajuns la anul 2023. Colegii de la spațiul locativ au trimis adrese la toți care consideră că ar putea să îndeplinească să-și actualizeze dosarele. Oricine nu și-a actualizat dosarul până în 2023, data la care am repartizat acum ultima locuință, poate să vină în continuare să-și actualizeze și cu siguranță la prima distribuire de locuințe va primi locuință. Toți din 2022 care au îndeplinit
și au venit să-și actualizeze, au primit, primesc astăzi locuințe. Cred că este pentru prima dată în istorie când s-a ajuns an pe an să se repartizeze locuințe. Mulțumesc! Și o întrebare. Vă întreb care este situația cererilor la acest moment? Câte cereri mai sunt nesoluționate? Dacă ne poate spune domnul Sunt doar de anul ăsta. Puține, nu cred că mai sunt multe. Dacă s-a ajuns la 2023... Noi. Nu, m-a întrebat câte mai sunt nesoluționate. Adică din, de anul ăsta, dar nu știu dacă știe dacă are... Adică nu mai sunt cereri nesoluționate. Nu, sunt. După ianuarie 2023 sau mai nu știu, noi nu știm câte sunt din cei care nu au venit să-și actualizeze, nu știm care mai îndeplinesc sau nu. Și asta fac apel. Pentru că noi le-am trimis de la spațiul locativ, le-au trimis la toți adrese să vină să-și actualizeze dosarele. La momentul când au depus, acum un an, doi, trei, pentru că încă sunt cereri în evidențiile noastre neactualizate. Între timp, oamenii poate și-au cumpărat locuințe, poate au plecat din oraș. Nu avem de unde să știm dacă nu vin să-și actualizeze dosarul. Dar încă o dată repet, dacă sunt și dacă ne urmăresc oneșteni care au depus cereri înainte de 2023, oricând pot să vină să-și actualizeze dosarul și la prima repartiție vor primi locuințe. Mulțumesc! Mai sunt discuții? Dacă nu supune la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Trecem la numărul 2, proiect de hotărâre pentru aprobarea listei de prioritate pentru anul 2023 a solicitanților de locuințe în vederea atribuirii de camere de locuit în imobilul din strada Libertății, numărul 1, municipiul Onești. Domnul secretar. Având în vedere solicitările depuse în vederea atribuirii de camere de locuit în imobilul din strada Libertății 1 până la această dată la Registratura Primăriei Onești, Comisia Socială a analizat și a întocmit listă de locuințe în anexa la prezentul proiect de hotărâre. Locuințele aflate în administrarea Consiliului Local Onești se repartizează în vederea închirierii, în conformitate cu prevederile legale, precum și în baza regulamentului privind repartizarea și închirierea locuințelor din municipiul Onești, conform criteriilor de acces la locuința pentru camerele de locuit din imobilul specificat mai sus. Având în vedere că la ora actuală în imobilul din Registrarea Libertății numărul 1 sunt camere disponibile, ținând seama de prevederile legale menționate, prezentul proiect de hotărâre, vă rugăm să eliberați și aprobați proiectul de hotărâre pe mai prezentat. Raportul de specialitate a fost prezentat. Avizul Comisiei, Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Discuții pe marginea proiectului. Dați nu să spunem la vot, cine este pentru? Împotriva? Se abține cineva? Proiectul de hotărâre numărul 3. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea rapoartelor de evaluare pentru bunuri imobile aflate în proprietatea publică privată a municipiului Onești în vederea actualizării evidenței contabile și tehnico-operative a acestora. Da, cuvântul domnului secretar. În vederea înregistrării sau actualizării evidenței contabile și tehnico-operative pentru bunurile aflate în proprietatea municipiului Onești, evidențiate în anexele de la prezentul proiect de hotărâre, s-au întocmit de către experții, evaluatori autorizați, rapoartele de evaluare conform prevederilor legale. Față de cele prezentate, vă rugăm să eliberați să aprobați proiectul de hotărâre. Raportul de specialitate a fost prezentat. Raportul Comisiei, Comisia numărul 1. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Spune la vot cine este pentru. Împotrivă. Se abține cineva. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unor terenuri proprietatea municipiului Onești. Inițiator, domnul primar, domnul secretar. Prin adresele înregistrate la sede primăriei municipiului Onești, se solicită preluarea contractelor de concesiune asupra terenurilor aferente construcțiilor proprietatea acestora descrise în anexele la proiectul de hotărâre. Față de cele menționate, ținând cont de prevederile legale de vigoare, considerăm că prezentul proiect de hotărâre îndeplinește Consiliul de Legalitate și Oportunitate, drept în care vom amintesc spre a deliberat și aproba prezentul proiect de hotărâre. Raportul de specialitate a fost prezentat. Raportul Comisiei. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu se spune la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre
privind aprobarea transmiterii dreptului de înfiere asupra unor spații comerciale proprietatea municipiului Gonești. Inițiator, domnul primar de bună Victor Laurențiu, dau cuvântul domnul secretar. Prin adresa înregistrată la administratura primăriei se solicită cesionarea a două contracte de închiriere asupra mobililor spații comerciale, spațiul proiect comercial Piața Onești și proprietatea municipiului Onești. Față de cele menționate, ținem cont de prevederile legale vigoare, conform proiectului proiect de hotărâre, definește condițiile de legalitate pentru indicare înaintează pe deliberare și aprobare cu votul proiect de hotărâre. Raportul de specialitate a fost prezentat. Raportul comisiilor, comisia numărul 1. A disfavorat. Comisia numărul 4. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu spunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a unui teren în suprafață de 12 metri pătrați, proprietatea publică a municipiului Onești. Inițiator, domnul primar, dau cuvântul domnului secretar. Prin adresa amendată de către primăria municipiului Onești, adresată pentru protecția mediului Bacău, sperește darea în administrare a unui teren în suprafață de 12 metri pătrați, proprietatea publică a municipiului Onești, situată la intersecția Prezvăr Mihai Bravo cu Alexandru Anceza, pentru amplasarea unei stații automate de monitorizare a calității aerului, tipic trafic, în vederea îndeplinirii obligațiilor legale de monitorizare a calității aerului. Având în vedere cele prezentate și având în vedere prevederile legale aplicabile în domeniu, vă rugăm să deliberați și să aprobați proiectul de hotărâre format prezentat. Raportul de specialitate a fost prezentat. Raportul comisiilor, comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2, favorabil. Comisia numărul 4. Discuții pe marginea proiectului. Spune la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de servitute de trecere și acces pe bunele de proprietatea publică a municipiului Onești în favoarea SC Terminal Grid ESA. Inițiator, domnul primar, au cuvântul domnului secretar. Cu adresa de către primăria Onești, SC Terminal Grid solicită constituirea unui drept de servitute și trecere și acces pe terenul de proprietatea publică a municipiului Onești, în zilele executării unor lucrări de construire, montare și de optică. Lucrările propuse se vor executa pe stil de susținere amplasat în genul drumurilor menționate în proiectul de hotărâre. Datorită faptului că amplasamentele sunt situate în Slavilan, la limita UAT-ului, se pus că acestea se așa în fără Consiliului Local, să punctul solicitat se evite exclusiv în baza unei hotărâri a Consiliului Local. Față de cele menționate, ținând cont de prevederile legale în vigoare, considerăm că prezentul proiectului definește Consiliul de Legalitate, dreptul cu care înaintează pe deliberare și aprobare, de exemplu, proiectul de hotărâre. Raportul de specialitate a fost prezentat. Raportul comisiei, comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2, favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu spune la voi, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrarea unor mijloace fixe și obiecte de inventar, aprobarea actelor adiționale la procesul verbal de predare privind numărul 17054 din 18.08.2010, parte a contractului numărul 16886 din 18.08.2010, de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat către SC domeniul public și privat Onești S.A. ESA. Inițiator, domnul primar, sau cuvântul domnul secretar. Municipiul Onești a achiziționat cu număr de 10 puișoare de lemn și bănci de lemn descrise în anexele la prezentul proiect de hotărâre. Având în vedere necesitatea unei bune administrări acestor mijloace fixe și obiecte de inventar, precum și necesitatea completării în mod corespunzător a procesului eventual de predare privire încheiat dintre municipiul Onești, SC domeniul public și privat Onești S.A. Onești, se propune doar în administrarea acestor bune pentru societatea anunțită municipiului. Față de cele prezentate, vă rog să deliberați, să aprobați proiectul de hotărâre format prezentat. Raportul de specialitate a fost prezentat, raportul comisiilor, comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Discuții pe marginea proiectului. Spune la vot cine este pentru. Împotrivă. Se abține cineva? Se abține? Da. Deci, eu un motiv anume de abținere? Păi eu am greșit ceva. Nu are legătură cu... decât cu niște chestiuni de la natură juridică pe care le-am discutat și domnul secretar la Comisia Juridică. Sunt probleme juridice, poate greșim, nu știu. Nu, dar ar fi interesant să audă și eu niște, dacă sunt probleme juridice.
De ce să nu știe toată lumea? Este vorba de această chestiune legată de modul în care arată practica instanțelor de judecată în ultima vreme, acest potențial conflict de interese care poate exista între calitatea de consilier local și cea de membru AGA. Conflict pentru care sunt rezervate... Am înțeles, deci de acum înainte, teoretic, niciun consilier local nu mai votează proiecte legate de DPP. Să găsim o soluție. Și dumneavoastră vă feriți în momentul ăsta de ani, ca să înțeleg. Nu mă feresc absolut. Este vorba de o... Păi vorbeați de conflictul de interese. Da, este posibilă o situație de conflict de interese. Din punctul meu de vedere, am discutat cu domnul secretar la Comisia Juridică astăzi. Cred că este important să ne întâlnim, să punem pe masă toată această chestiune, pentru că, într-adevăr, e o problemă legată de faptul că întreg Consiliul Local este membru în AGA DPP, adică acea persoană la care face referire Ordonanța 109, este tot Consiliul Local, adică o persoană sunt cei 21 de consilieri locali. Oricum, din punctul meu de vedere, nu face diferența votul de azi. Pentru că nu-i primul proiect aprobat în Consiliul Local. Faceți sesizarea dumneavoastră la Anivolas? Nu, Doamne ferește, au alții, sunt alții mai pricepuți. Adică ne sfătuiți să ne abținem și noi ca să nu fac apel la pregătirea dumneavoastră. E opțiunea fiecăruia. Da. Domnul consilier, nu-i nicio diferență, că până acum au mai fost proiecte de felul ăsta, dar e să fii oricum. E... Faptul e consumat. Conștiința? Da, dar să-mi spune, nu ca și la colegi, să știe toată lumea la ce se expune. Dar nu vreți să discutăm asta când ajungem la proiectul cu DPP? Nu, aici dați de administrare, niște lucruri, domnul. Nu, DPP. Nu. De câte ori s-a votat bugetul pe DPP până acum? Da, o să ajungem acolo și o să vedem. Să vă spun de ce nu m-a chemat azi la Comisia Econ. O să mai vedem. Hotărârea Consiliului Local 176/2023 a fost aprobată închirierea unor bunuri imobile Chioșcu, proprietatea municipiului Ionești. Centrul mai bune administrării acestor imobile se propune modificarea anexei 2 și anexei 3 la actul administrativ menționat conform proiectului de hotărâre. Față de cele prezentate, vă rugăm de deliberat să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Avizul comisiei, comisia numărul 1, numărul 4. Discuții, urmărirea proiectului. Spune la voi cine este pentru. Împotrivă. Se abține cineva. Proiectul numărul 10. Proiect de hotărâre privind modificarea completarea HCL numărul 346 din data de 24.11.2022 privind însușirea inventarului bunurilor imobile care aparțin domeniului privat al municipiului Ionești. Inițiator domnul primar. Prin hotărârea Consiliului Local numărul 343/2022 a fost încușit inventarul bunurilor imobile care aparțin municipiului Ionești. Ca urmare a aprobării rapoartelor de evaluare pentru unele bunuri imobile, terenul cuprins în anexa la hotărârea Consiliului Local, se propune actualizarea valorilor de inventare acestora conform anexelor la prezentul proiect de hotărâre. Față de cele prezentate, vă rugăm să deliberați, să aprobați proiectul de hotărâre format prezentat. Raportul de specialitate a fost prezentat. Raportul comisiilor. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, spune la cine este pentru. Împotrivă. Se abține cineva. Proiectul numărul 12. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlul gratuit al dreptului legal de uz și servitude către SCD Transgrid de SA asupra unei suprafețe de teren aparținând municipiului Ionești. Inițiator domnul primar, domnul secretar. Prin adresa înregistrată la Registratura Primăriei de Transgrid, solicită acordarea dreptului de uz și servitude pentru suprafață de teren de 4.800 de metri pătrați aparținând domeniului proprietatea municipiului Ionești, necesar pentru realizarea lucrării creșterea capacității rețelelor electrice de distribuție în municipiul Ionești și introducerea creșterii 110 kW în stația Ionești Centru.
Din punct de vedere legale de vigoare, precum cele menționate mai sus, considerăm că prezentul proiect de hotărâre definește condițiile de legalitate, drept pentru care ne-am dat spre deliberare și aprobare proiectul proiect. Raportul de specialitate a fost prezentat. Raportul comisiilor, comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Discuții pe marginea proiectului. Spune la voi cine este pentru. Împotrivă. Se abține cineva. Proiectul numărul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor de urgență domnului Gondoș Cornel Ioan din municipiul Onești, strada Jupiter, numărul 1, strada 3, apartamentul 35, în vederea folosirii cheltuielilor necesare pentru efectuarea tratamentului de chimioterapie și radioterapie. Inițiator, domnul primar. La cuvântul domnului secretar. Având în vedere raportul de specialitate al întocmirii de Direcția Generală de Asistență Socială, în ceea ce privește acordarea unui ajutor de urgență de domnul Gondoș Cornel Ioan, municipiul Onești, în vederea acoperirii cheltuielilor necesare pentru efectuarea tratamentului de chimioterapie și radioterapie, precum și prevederile legale de vigoare, vă rugăm deliberat să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Raportul comisiilor. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Discuții pe marginea proiectului? Spuneți. Aș vrea să întreb inițiatorul proiectului. Cum se stabilește persoana respectivă să fie pusă Direcția de Asistență Socială. Și sunt și alte cereri sau nu sunt? Sau cum se stabilește? O singură cerere și asta a fost pusă. Există o comisie în cadrul direcției. Cred că este cineva de la Direcția de Asistență Socială. Adică, prin cerere de genul ăsta, care se acordă un ajutor de 10.000 de lei unei persoane care are probleme de sănătate grave, pe care, cum zic eu, un ajutor binevenit și este regulă că se întâmplă, dar e bine să știe lumea că se fac, se pot face aceste cereri și se poate primi sprijin de la, cred că sunt foarte multe persoane care sunt în nevoie și nu au făcut astfel de cereri, adică cred că e foarte, foarte bine să... Cine știți cum e? Peste 5.000 de lei să ajunge în ședința de consiliu. Da. Cele până în 5.000 de lei se rezolvă în cadrul direcției. Există o comisie, chiar nu știu, nici nu știu când s-a făcut cererea sau când s-a aprobat. A ajuns la mine și... Dacă comisia din cadrul Direcției de Asistență Socială a considerat că e nevoie și... S-au analizat documentele, cu siguranță nu este un proiect asupra căruia să avem ceva de comentat. Ideea este că trebuie încurajați oamenii care au probleme, dificultăți financiare, să solicite sprijinul direcției pentru a fi ajutați. Avem buget de 10.000 de lei pe lună pentru această destinație. Banii se duc în fiecare lună pe ajutare. Doar când sumele depășesc acei 5.000 de lei care pot să fie dați direct, doar prin dispoziție, să ajungem și din care consideră. Încă o dată spun, nu știu cazul de sănătate, habar nu am, comisia a hotărât, până am adus proiectul și mi l-am asumat. Nu am niște amintat. Conducerea Direcției de Asistență Socială și văd mai multe detalii. Dacă îmi spune la voi, dacă nu este vă secret. La persoană, sincer. Dacă îmi permite să pot oferi câteva lămuriri, în cadrul instituției avem o comisie care analizează fiecare dosar în parte și în situația în care nu se încadrează din punct de vedere financiar, atunci cu salariul cu venitul minim pe membru de familie, atunci se ajunge automat cu solicitare către Consiliul Local, în vederea acordării ajutorului. Aici rămâne să deliberați dumneavoastră cum considerați. Noi, și în funcție de veniturile familiei... Clar că sunt multe criterii. Dacă aveți 4 cereri într-o lună... De orice, are rol și comisia. Da, 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 da. Eu nu știu de fapt dacă e ok. Și când îmi zic că
să rezolv repede problema, te-am vrea să iau cartea de citit, cum aș înseamnă să citesc, te iei deja de ce am venit. Dar nu am urmă, dar de ce nu am venit? De așa, de ce nu am venit? Nu am venit. Mi-a povestit după. Care se alocă suma necesară ca să iei un număr de vehicule de vehicule vizate, precum și adresa administrației de Țărea Finanțelor Publice Bacău, prin care se repartizează suma de 36.500 lei, reprezintă sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru finanțarea gratuității acordate legea de învățământ de preuniversitate pentru transportul local, este necesară adoptarea de hotărâri de Consiliu Local pentru aprobarea rectificării bugetului local consolidat de venituri și cheltuielile municipiunești până în 2023. Ținem cont de cheltuielile legale de toate, precum de cele menționate mai sus, considerăm că proiectul îndeplinește condițiile de legalitate, de pentru care îmi amintăm pe deliberare și aprobare. Cu mulțimea că există și un amendament în acest proiect. Să-l vizionez la comisie și apoi dau citirea.
raportul de specialitate a fost prezentat. Comisia de specialitate, comisia numărul 1. Aviz favorabil. Da, avem citerea amendamentului. Având în vedere nota de fundamentare numărul 53.046.7.8 a propunerii de direcția de dezvoltare locală, solicită niște investiții, se propune, se completează anexa numărul 1, reprezentând bugetul local consolidat venituri și cheltuieli al municipiului Mești la anul 2023, conform anexei 1 care face parte din prezenta hotărâre. Punctul 2. Se completează anexa 2, reprezentând lista de investiții pe anul 2023, având ca surse de finanțare bugetul local și fondul de mera adosabil, conform anexei 2, care face parte de prezenta hotărâre. Față de cele prezentate, propunem completarea și suplimentarea proiectului de hotărâre conform celor susținute. Nu, lumea e nevoie. Puneți în discuție amendamentului. Discuții pe marginea amendamentului. Discuții pe marginea proiectului și amendamentului. Puneți amendamentul la vot. Spunem amendamentul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Și acum punem la vot proiectul. Nu, întâi discutăm. Discuția. Vă rog. Văd aici o sumă de 1.010.000 acordată pentru domeniul public, titlul 70.02. Cine nu poate de vorbi ce înseamnă și pe unde se trimit banii? Sunt domnul Bani. Este vorba de o sumă care se acordă pentru decontarea facturilor de la DPP și o altă parte din această sumă este din cei 1.000.000 pentru cheltuieli judiciare și extrajudiciare. Asta e estimația pentru care am bugetat sumă. Dar puteți vorbi mai tare, domnul director, nu se aude nimic. Să repet? Repetați-vă. Deci o sumă este... Să-mi promiți microfonul. Nu. Poate e lucrul următă, domnul Bujar. Da, vă dau pământul. Deci decontarea facturilor de la DPP și o sumă pentru cheltuieli judiciare și extrajudiciare. Ce înseamnă cheltuieli judiciare și extrajudiciare? Vă spun eu, 4.000 de lei onorare pentru o perimoare la tribunalul Bacău, adică cam așa stau cheltuieli judiciare. Cumva o sumă mai mare pentru alte gafe făcute de cei de la DPP? Nu. Dați totuși 1.000.000 de lei, 10 miliarde. Nu, pentru genul de cheltuieli la care facem referire, nu-i valoarea asta. Deci undeva la 410.000 este bugetat. Cum este domnul primar? Nu are legătură cu cheltuielile de la DPP pentru această destinație. Dumneavoastră suplimentați bugetul DPP-ului cu 1.000.000 de lei ca DPP-ul să plătească despăgubiri pe care le-au pentru procesele pierdute. E corect ce spun? Asta ne-a zis. Pentru DPP este bugetată o valoare de 600.000 de lei. Ai scris 1.000.000, domnul director, că eu mai înțeleg nimic. Componența sumei de 1.000.000 este 600.000 de contare facturi DPP și diferența pentru cheltuieli judiciare și extrajudiciare, care sunt ale primăriei municipiului Onești. Nu are legătură cu DPP-ul această valoare. De ce dați banii DPP-ului? Că asta nu înțeleg. Dacă a pierdut primăria Onești niște procese, de ce dați banii DPP-ului? De ce nu face virament primăria Onești? Sunt destinații diferite, litigiile la care se face referire. Puteți care să ziceți pe ce litigii dați banii? Este sub forma unui provizion, deci nu sunt niște hotărâri definitive. Doar am prezumat o sumă, în cazul în care va fi nevoie de această valoare, să o avem bugetată. Până la decontarea ei mai sunt niște etape. Deci atunci când vor fi hotărârile definitive, vom putea detalia... Bun, adică în alte cuvinte, mascați plata unor acțiuni, unor hotărâri ale instanței prin suplimentarea bugetului DPP pentru facturi. Că nu contează ea 600.000 pe care îi dați pentru facturi, că se încadrează, au buget 4.200.000 euro pe anul ăsta, da? Dar de fapt trebuia mascată suma de restul sumei de 100.000 de euro, domnul primar, vreo 80-400.000 pentru incompetența staff-ului de la DPP. De asta v-am solicitat să vină și o să ne discutăm și după aceea. O secundă, eu vorbesc
vorbesc cu domnul Vidaru la telefon și el nu știe, nu sunt legate de DPP. Domnul Vidaru nu știe niciodată. Păi nu, dar nu sunt legate de DPP. Păi sunt sau nu sunt legate sumele de... Eu acum votez bani pe care îi dăm sau nu DPP, nu domnul director? Că nu mai înțeleg. Dacă mă lăsați un pic... Vă rog. De ce? Acum înțelegeți de ce n-am participat, de ce n-am fost chemat la ședința Comisiei Economice, de asta. Și m-am mai avut două puncte. Deci dacă ne uităm un pic în anexă... Bun, ce înseamnă cheltuielile? Dacă ne uităm un pic în anexă, vedem că sunt bugetate pe titluri diferite. Deci este bugetat cu un titlu, valoare de 410.000, care, repet, au legătură cu cheltuielile judiciare și extrajudiciare ale municipiului Ionești. Nicio legătură cu DPP. Iar pe de ce dați banii de DPP-ului? Că nu, nu, o secundă, ajungem și acolo, dacă îmi permiteți. Deci cealaltă diferență, adică cealaltă valoare, adică 1 milion minus 400 de mii, sunt 600 de mii, care este o valoare care este... 600 de mii s-a înțeles. Ce-i 400 de mii? Mai clar. Nu au legătură cu DPP-ul. Bun, sunt dar ce sunt? Mai clar. Păi am spus mai devreme, cheltuieli judiciare și extrajudiciare ale primăriei Ionești. 400. Pe care le vor... Deci este sub forma unor... Așa este provizioare pe care le facem în cazul că trebuie să avem bugetat o sumă, în cazul în care trebuie să decontăm niște... Deci la momentul ăsta nu se știe că se decontează nu, ceva. Clar nu, nu este ceva, nu este o valoare. S-au făcut sau fără legătură cu DPP-ul? Nu au nicio legătură cu DPP-ul. Sunt acele procese de despăgubiri, de toate din... Sunt chiar așa unui... Toți din copaci. Nu, dar nu înțeleg de unde deducem asocierea cu DPP-ul. Da, așa scrie. Toată asta mi-a zis că dați 400 de mii la DPP. Spuneți-vă. Nu, am spus și... Nu știu, acum încerc și eu. Nu, de legalitate. Dar aici nu să știți ce contabilitate. Asta, mă rog. Mă gândesc la varianta, nu știu, să mă corectați, domnul director, vă rog, dacă greșesc cu ceva sau nu. Mă gândesc la varianta, în ultimul timp știți foarte bine că municipiul Ionești și nu numai municipiul Ionești, au existat foarte multe furtuni în care au distrus bunuri care Nu, vă spun că e o situație generală în România. Ați găsat cu stel naiv, ce naiba? Vă spune director. Dar mă lăsați să vorbesc puțin. Dar mă înțeleg și ați uitat mine, că nu ție. Păi nu mă sperii că de chestia asta. Faptul că m-am enervat la comisia aia juridică, cu regulamentul, ar trebui să vă faceți treaba. Ce să spun? Nu fac treaba. Ia vedeți, prima oară, păstrați-vă tot. Dar ce? Haideți să-ți permite să țipi la mine. Da. Ce să spun? Haideți să vorbim pe rând. Ce dacă v-ați înățat-o, băi, luați-vi domnul. Pe mine nu m-a trimis oreștenii, ei să fiu oaia dumneavoastră. Dar nu sunteți oaia dumneavoastră. Ce să spun? Sau mă rog, dar nu așa un pic, nu umbrați, că sunteți totuși în ședință publică. Poate eu sunt calul, dar dumneavoastră care sunteți secretarul, sunteți luați-o pe rând. Lăsați-vă să vorbesc, că e neperit. Oreștenilor ar trebui să aveți bine simț. Eu și încerc să explic oreștenilor și colegilor. Da. Că să fură băncile, nu că dați bani pentru incompetența pe... Da, mulțumesc. Ce vrei să fură? Că nu înțeles, că dar filmați un... Asta a zis, că se mai fură bănci și face provizioane. Înceapă să-i pătălească pe ăștia. Bine, pe vedeți că ați înțeles total pe afară, sunteți în afara problemelor din municipiul Ionești. Veniți doar să faceți gargară aici, să vă vedeți la televizor chipurile că vorbiți în numele municipiului Ionești. Dragule, dacă nu vă spuneam, eu nu mai știați de aia 400 de mii. Ce să vă spun și când discutăm mai încolo, e același lucru. Puteți să explicați dumneavoastră exact, da? Explicația este foarte simplă și clară. Mai repetați-o. Este vorba de niște cheltuieli aferente unor hotărâri judecătorești care sunt ale municipiului Ionești. Nu au legătură cu DPP-ul. Se bugetează la același capitol 70. Componența sumei de 1 milion este 410.000 cheltuieli de genul celor pe care vi le-am explicat mai devreme și 600.000 pentru decontarea facturilor de la DPP, care nu au nicio legătură cu explicația de mai înainte, sunt cu valoare de mai înainte. Adică se bugetează la același capitol, dar sunt distincte. Dar la titluri separate trebuia să o faceți. Păi de ce este, zice și asta, domnul director? Asta am spus mai devreme. Păi, da, dar aici nu apare așa. Da, apare în anexa numărul 1 pe care ați primit-o, unde vedeți clar detaliat la cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiune în reprezentare intereselor statului potrivit dispozițiilor legale 410.000, iar la 20, 30, 30, alte cheltuieli cu bunuri și servicii 600.000. De unde am bugetat de o viață? Cheltuielile cu DPP-ul. Adică e distinctă, nu există niciun dubiu. Aveți anexa 1, vă rog să o verificați la
penultima pagină. Da, tocmai din acest motiv am și întrebat dacă acea cheltuială de 400.000 are legătură sau nu cu DPP-ul. Nu și mi s-a spus clar că nu are. Deci de ce ne mai încărnim cum așa, așa, să nu mai să facem mitologie? Dacă nu are legătură, dacă are legătură, ok, haideți să o lămurim, dar dacă nu au legătură, de ce să mai țipăm unii la alții pe aici? De ce să ne vorbim urât, să folosim termeni care nu sunt cuvincioși? Sau ton care nu este cuvincios? Bună-ți voi și mie puțin. Deci aici, la sursa 2, buget local, apare la capitolul 7002, domeniul public, titlul 20, 1.010.000. Normal era să se spună din care, atât pentru, atât pentru. Tocmai ce a spus că este în anexă. Tocmai ce este în cealaltă anexă. Păi da, da. În anexă, dacă studiați anexa 1 pe care ați primit-o, vedeți detaliate toate cheltuielile astea. Raportul de specialitate este o sinteză. Ar trebui să aibă 20 de pagini raportul de specialitate pentru a lămuri toate aceste situații. Dar anexa este foarte transparentă și dacă există vreo nelămurire, noi tot timpul am stat la dispoziție, eventual, nu știu, în cadrul comisiei s-au putut discuta, dar nu, în cazul ăsta n-a fost nelămurit. Și repet, așa procedăm de foarte mult timp și lucrurile sunt foarte clare. Fie mai clar, ar fi trebuit să spună în capitolul 70 pentru XY, nu doar domeniul. Credeți-mă că tehnic aveți garanția că sunt foarte clare. Puteți fi liniștită că sunt foarte clare. E extraordinar. Domeniul public nu este egal cu domeniul public cu DPP-ul subsidiat. Nu se face confuzii, nu? Păi. Este o cheltuială, niște bani dați domeniul public, nu DPP-ului. Care are o literă în plus decât așa abreviere decât domeniul public. DPP este... Adică nu se confunda domeniul public cu societatea DPP. Păi, dacă era mai clar specificat, înțelegeam și noi care nu suntem de specialitate. Suntem de specialitate. Anexa 1 e tabelul ăla cu multe pagini și cu multe și nu de ce se nu se uită nimeni. Înțelegeți? Păi, păi, normal că n-aveți de unde, că acolo s-a scurit tot. Nu, dar... Dar eu n-am făcut datoria de consilier local, eu vă prezint cum stă realitatea, de acum e responsabilitatea fiecărui consilier că votează. Dar acum sunteți convins că în anexă e trecut așa cu 600 și 400? Ați văzut? E așa? Nu știu, mie mi se prezintă. Poate în anexele acestea ar trebui cumva subliniate într-un fel modificările care se aduc bugetului, pentru că e foarte greu să urmărești așa acolo din 10 pagini. Dacă îmi permiteți un pic pe rubrică, aveți o rubrică de influență care este la numărul 4, la coloana numărul 4, unde vedeți exact ce se întâmplă și regăsiți toate sumele. Din dar pe tabletă e greu să găsească acum la pagina. Să găsesc, dar e greu de urmărit atâtea cifre acolo. Trebuie cumva subliniate într-un fel, cu litere groase. Dar nu are de unde să știi ce vă interesează pe dumneavoastră mai mult ca să sublinieze anumite lucruri. Să sublinieze modificările care se fac la buget. Capitolul e același, dar dintr-unul separate. Știi ce înseamnă, lăsați. Era ușor de făcut, dacă nu se vrea măscar. Dacă îmi permiteți... Numai o secundă, asta cu mascatul, hai să-l clarificăm. L-am clarificat, eu văd aici 1.000.000. Încă o dată, exact cum a spus domnul consilier, domeniul public nu înseamnă DPP, domeniul public și privat, dar nu se confunda. Sunt lucruri total diferite. Societatea DPP SA, nu? Domnul președinte, vreau să-mi permiteți un pic. Domeniul public nu înseamnă, dar am 1.010.000. Nu sunt economist, dar... La logica elementară aș lua-o. Ați spus că 600.000 se duc către facturi de decontat către DPP și 400.000 cheltuielile judiciare și extrajudiciare. De ce mi-apar la domeniul public toate cheltuieli judiciare și extrajudiciare? Adică ăsta e capitolul unde ar trebui să intre aceste cheltuieli? Exact. Dar pe ce titlul? Întrebați și de titlul, doamna. Titlul 20 îmi scrie aici. Adică... Deci te-ai încă altă variantă? Nu, da, eu am avut sensul pe plămâni. La capitolul 20 domeniul public se plătesc atât facturile de decont către DPP, cât și celelalte cheltuieli judiciare și extrajudiciare care se constituie provizioane. E corect? Foarte da. Da. Acum am înțeles, da. Nu e vorba de nicio bandă. Care, cum să zic, are legătură doar cu o chestiune de procedură.
Spuneți-mi cum se face decontarea facturilor comunicate de către DPP, pentru că am văzut raportul curții de conturi și am înțeles că sunt niște probleme. În spatele facturilor avem documente justificative sau nu avem? Categoric, există o multitudine de documente justificative care fundamentează respectivele facturi. Valorile din documentele justificative converg în valoarea facturilor. E extraordinar de transparent. Drept pentru care ați văzut, așa cum ați spus în raportul curții de conturi, că practic n-a fost nicio problemă din punct de vedere a valorilor. Mulțumesc. De ce? Ok, alte lămuriri? Supunem la vot proiectul. Numărul 13, parcă era. Da? Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Trei abține, două. Trei împotrivă, două. Patru abține și unul împotrivă. Un singur împotrivă. O mai votăm o dată. Ne luăm ori. Nu, nu. Repetați. Domnul președinte, cu vă rog. Bine, hai să ne repetăm. Cine este pentru? Împotrivă? Și abține? Cinci, tot. Dar de acum, de nou, în regulament o să fie abținerile împotrivă, așa că... E același lucru și mai regulament. Așa cum e. Trebuie întrebat. Da, da. Vorbești mai puțin. Cel mai de folos ne-ar fi un sistem electric. Prin adresa înaintată de Primăria Municipiului Ionești, Sece Domeniul Public și Privat S.A. solicită modificarea planului de investiții pe anul 2023 ca urmare a identificării necesității de achiziționare a unor mijloace fixe, având ca surse de finanțare venituri proprii ale societății, drept pentru care se propune modificarea listei de investiții conform anexei la prezentul proiect de hotărâre. Față de cele prezentate, vă rugăm să deliberați să aprobați prezentul proiect de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Raportul comisiilor, comisia numărul 1. Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului? Eu, dacă îmi permiteți, domnule președinte. Da, văd aici următorul lucru, că se dorește achiziția, se dorește să se facă niște achiziții astfel. O aută basculantă, valoare estimată 200.000 prin amortizare. Încă 80.000 prin amortizare și încă 26.000 prin amortizare. Ce înseamnă asta, achiziția prin amortizare? Încerc scuze, doamnă Cimpeșe, eu fac aici semne. Nu știu dacă greșesc sau nu, am văzut că este și un amendament pe... Da, da, este și amendament. Nu trebuie să aibă discuția asta loc după discuții după amendament? N-am prezentat amendamentul. Da, nu trebuie mai întâi prezentat amendamentul. Trebuie mai întâi prezentat amendamentul și apoi discutăm amendamentul și apoi discutăm. Da, da. Încă notam votul de la proiectul trecut. Da, amendamentul. Având în vedere adresa 5371 pe 2023 a Sece Domeniului Public și Privat, prin care se solicită modificarea planului de investiții pe anul 2023, ca urmare a identificării necesității și achiziționării unor mijloace fixe, având ca surse de finanțare venituri proprii ale societății, luând în considerare cele valoritate mai sus, din punct de vedere financiar, se împlinesc condițiile pentru actualizarea solicitat a programului de investiții pe anul 2023 al SECE de domeniul public și privat sau Onești, de pentru care se propune, se completează anexa 4, reprezentând programul de investiții pe anul 2023, conform anexei 1 la prezenta hotărâre. Față de cele prezentate, propunem completarea suplimentară a proiectului de hotărâre în forma prezentată. Supunem la vot amendamentul.
Dar ce nici nu? Treia, domnule Cimpeș. Patru, da, patru acțiuni. Și acum discuții pe marginea proiectului. Preiau? Deci ce înseamnă investiția prin amortizare? Cine mă poate lămuri? Deci ca și surse de finanțare, vedem că la DPB figurează două coloane, profitul și amortizarea. Profitul nu este clar despre ce conține, iar amortizarea se referă la sumele de bani pe care, pe care noi le decontăm pentru mijloacele fixe pe care DPP-ul le folosește pentru desfășurarea activităților în municipiu Onești. Tehnic, asta este modalitatea de recuperare a cheltuielilor. Este stipulată în contractul de delegare pe care DPP-ul are cu municipiul Onești. Repet, tehnic, asta e modalitatea de decontare și de finanțare. N-am înțeles nicio parte. Deci, cumpără primăria și... Nu, DPP-ul. DPP-ului, care, la urmă, al lor, ele au o amortizare pe care o plătește în timp primăria conform contractului de delegare. Pe lângă cheltuieli pentru prestările de servicii, sunt și amortizările, iar banii revin într-un cont din care ulterior se redotează. Utilajele care le au, la un moment dat, nu mai au niciun fel de valoare, că se învechesc, se uzează, se învechesc și ei, cu banii care i-au acumulat în timp, cumpără altele noi. Asta e... Și există ca și obligație contractuală folosirea, deci destinația acestor... Nu poți să-i folosească cu alte destinații decât să reîntregească... Flota. Haideți să vă spun ce am înțeles eu. DPP-ul face un profit, să zicem un milion de lei, din care își cumpără utilaje. E corect? Ce zic până aici? Utilaje care au amortizat. Da? Da. Bun. Înainte de a cheltui banii să-și cumpere utilaje, stafful DPP își ia bonusul din milionul, din profitul făcut, din milionul făcut. Da? Cu ce? Numai un pic, vă rog, domnul primar. Da? De asta v-am zis că discutăm tehnic. Așa. De asta v-am și rugat să chemați pe cei de la DPP. Deci, băieții își iau bonusul, rămâne ceva de acolo, cumpără utilaje. Utilajele acelea au amortizare care reprezintă o cheltuială. Ei o facturează către primărie. Primăria plătește iarăși cheltuiala de amortizare, care înseamnă profit, pentru că primăria, cum v-a zis mai înainte, plătește și celelalte facturi. Și ce să vedeți? Din profitul ăla se mai iau odată bonus și treaba asta se repetă anual, doar că se împarte între 4 și 6 ani câte amortizare. Degeaba vă uitați, domnul județean, dar oricum nu înțelegeți nimic din ce zic. Înțelegeți despre ce e vorba acum și de ce se facturează amortizările? Pentru bonusuri. De asta ai făcut așa contractul de delegare. Da, ce să vedeți? Da. Am o rugăminte și eu fac o chestie general valabilă și încerc să nu fiu obsesiv cu treaba asta, dar o spun cel puțin pentru a doua oară. În momentul în care pornim cu raționament care vrea să ducă la o finalitate, iar a doua sau a treia propoziție este falsă și cineva vă semnalează faptul că acea propoziție este falsă, vă rog să vă opriți cu raționamentul, chiar dacă vi se pare că vi se încalcă dreptul la cuvânt, și să așteptăm că poate tot întreg raționamentul, în moment, tot raționamentul ăsta este greșit. Dacă a doua propoziție a fost falsă din ceea ce a spus, ați vorbit, tot la înțelege, aia nu face, este corect, dar nu este corect pentru că a doua propoziție este falsă. Dacă a doua cărămidă, a treia cărămidă la o casă nu e bună, va căzut toată casa, e simplu. Dacă domnul primar, chiar dacă vi s-a părut că vă încalcă dreptul de a discuta liber și v-a luat dreptul la cuvânt, vă semnalează faptul că nu este adevărat, tocmai că nu mai primesc acea indemnizație raportat la banii respectiv, aproape că nici nu mai pot. Să spun, de anul ăsta nu mai primesc... Păi stați un pic, pe domnul consilier, nu știu, nu puteți să spuneți mie asta, că eu sunt ăla care m-am bătut să scot asta. Foarte bine. Păi da, dar știți că este scoasă. De ce nu mai spuneți că e banii că
vreau, mai pe dacă nu este scoasă, este prinsă în buget. Haideți să nu ne ascundem după dege, nu s-a votat în AGA să fie scoasă. N-am votat nici în AGA, nici ce este prinsă în buget, suma rămâne în buget. Da? Suma este prinsă în buget. Iar până acum, exact ce am zis eu s-a întâmplat. Dacă există cineva care să mă contrazică și scoate și documentele, n-am nicio problemă. S-a modificat contractul. Știți bine lucrul ăsta. S-a modificat contractele de mandat, nu s-a modificat contractul și de... Nu mai primesc, tocmai aia a fost discuția, nu mai primesc comisiuni. Nu, domnul primar, fiind... Bun, puneți hârtiile pe față. Păi, dar e o discuție, adică... Eu vă zic la ce se referă articolul, la ce se referă... Să vii în fața camerelor să afirme un lucru care știi că nu este adevărat. De ce amortizarea aceea facturată către primărie nu reprezintă profit? Că le plătiți toate celelalte facturi. Trebuie să-și retrecească. La un moment dat, utilaj general nu le mai poate folosi. Cu ce vor lucra peste 5 ani dacă nu primesc amortizarea respectivă? Știți bine că vindem la fiecare brable, tractoare de acum 50 de ani, s-a înnoit flota. Cu ce să nu putea înnoi flota aia? Dar nu e vorba de facem ce vrem. Haideți să ne uităm. Eu mă uit în ochiul oreșteilor și știu ce vorbesc. Și mi-asum ce vorbesc. Știm bine că anul trecut... Mi se pare că n-am făcut același lucru, domnul primar, că nu uit la camere și nu spun. Ăsta e al doilea motiv pentru care azi n-am fost chemat la Comisia Economică. Înțelegeți? Trebuia mascat cu treaba asta. Ce-ți vedeți? Vine și împăieșul în Consiliul Local. Da? N-ați avut ce face, că așa a fost votul. Și scoate toate problemele astea la iveală. E puțin în pasă. Eu nu văd nicio fel de problemă la scoasă la iveală. Ce-ați spus dumneavoastră, asta e. Ce-ați spus dumneavoastră, că nu mai înțelegem nimic. Să ne respectăm unul. Domnul primar, când terminați proastră, iau cuvântul eu. Vă rog frumos, nu vreau să înțeleg și altceva, că nu înțeleg nimic. Vorbim și vreau să-și domnul Cimpoi. Deci, în primul rând, vreau să clarificăm un singur lucru. Știm cu toții bine că am scos acel comision care lua o Consiliu de Administrație anul trecut. Că a fost prins în bugetul de anul ăsta, este cel de anul trecut. Să ziceți că la propunerea domnului Cimpoi și a scos acel comision. Bun, și dacă dumneavoastră ați propus și știți că s-a scos, cum mai puteți veni acum în fața oameniștenilor și ziceți că o să mai plătească încă o dată? Dacă nu îl scoteați din buget, era ok. Dar nu l-a scos din buget. Este cel de anul trecut care a fost aprobat. Pentru anul viitor nu vor mai lua comision. Nu puteți să vă repetați. De la amortizare, da? Ne-au lămurit amortizarea acum? Ce se limite? Este clar, nu știu dacă ceilalți au lămurit. Deci cheltuiala aceea este transformată în profit. Pe care trebuie să plătim bonusul. Nu este profit, este amortizare. Din amortizare nu se plătesc nici salarii, nici... Bonusul nici nimic. Poți să iei, doar este amortizare, poți să-ți îmbunătățești, să faci alte investiții, okay. Să înlocuiești utilajele vechi. Poți să zic ceva? Este ca și cum i-aș da copilului bani să-și cumpere mașină și apoi după aceea copilul vine la mine în fiecare lună să-i dau bani pentru ratele mașinii. Este total fals. Așa o fi, da. Da, nu, asta vreau să ne lămurească domnul director că este aici, dacă ceea ce spune domnul Cimpoiu și este corect, dacă amortizarea intră în formula de calcul a fostei sau actualei sau viitoare indemnizații. În primul rând nu mai este indemnizație. Hai să clarificăm lucrul ăsta. Din start. Dar chiar și așa. E un fals să spui că este un fals. Am stabilit lucrul ăsta. După aia, în mod sigur, banii ăștia nu se pot folosi decât pentru Dar nelămurirea, din ce am înțeles la domnul Cimpoieșu, este nemulțumit sau semnalează faptul că această sumă pe amortizare intră la formula de calcul, sau intra la formula de calcul la profit. Este sau nu așa? Întrebarea e așa. Această amortizare este plătită de primărie către DPP, da? Este luată în calcul, la calculul profitului ca și venit aducător pentru DPP? Deci, în primul rând, amortizarea este o cheltuială. Exact. Da? Pe care DPP o face. O recuperează de la primărie în condiții contractuale. Destinația este stipulată în contract, din câte mi-aduc aminte, este stipulată în contract destinația acestei sume. Deci nu se poate face nimic altceva cu ea. Are destinație pentru achiziționarea de mijloace fixe. Nu-i cazul de altă destinație. Conduce la creșterea profitului la firma respectivă? Sub nicio formă. Sunt coloane separate. Profit și bani din amortizare. Că nu,
Nu știu, mai mult de atât cum aș putea să detaliez. Deci eu mi-asum încă o dată. Nu sunt economist, dar mi-asum acest lucru că banii din amortizare sunt în capitol separat în care se pot face doar achiziții de mijloace fixe, retehnologizarea societății, reînnoirea flotei sau alte obiecte care ajută la buna funcționare a societății și profitul este profit. Mai mult, de anul ăsta nici profitul nu mai face obiectul bonusărilor. Știm că toți a fost propunerea dumneavoastră, am îmbrățișat-o, mi s-a părut corect. Cu toate că și anul ăsta vreau să vă spun că la luna a 6-a de PPO a înregistrat profitul 800.000. Ceea ce din relații cu terții, atenție, nu de la primărie. Permiteți, domnul Cristian, despre asta e vorba, domnule primar. Dacă nu le-ați dat banii pe amortizare, da? Dar nu am mai înregistrat profitul. Păi asta vreau să vă spun. N-am mai înregistrat profitul, că ar trebui să cumpere din banii aia utilajele. Aici a văzut. Și din banii aia cumpără utilajele. Deci, sau cumpără ce au nevoie. Alte discuții, aș avea eu o întrebare, dacă permiteți, domnul președinte. M-am uitat pe lista asta, n-am văzut că s-ar intenționa cumpărarea unei alte mașini de asfaltare. Am venit alaltă pe calea Brașovului. Asfaltul este extrem de denivelat. Vorbind cu anumiți ingineri, mi s-a spus că mașina pe care o avem, pe care o are DPP-ul și pe care o folosește, este pentru suprafețe mai mici, nu pentru suprafețe atât de mari și că ar trebui o altă mașină. Acum nu știu dacă este fals. Dar vreau să ne dați lămuriri și să ne spuneți dacă se poate face ceva. Este fals, este o reparație, nu este un asfalt, o șosea nouă. Dar este turnat, o a fost o reparație. E un strat de 3-4 cm, un strat, doar stratul de uzură. El a luat formă cumva vechiului e... Foarte vălurit, vălurit. Este foarte vălurit, dar n-ați mers înainte în foarte vălurit. Este. Relativ. Dar n-ați mers înainte să vedeți ce șansuri erau pe calea Brașovului până la ăsta. Este o reparație. O reparație cu bani puțin și mai bine decât ce era înainte. Mult, mult mai bine decât ce era înainte. Dar este reparație. Dacă se scotea tot, se turna strat, se făceau terasamente, se turna strat sub bord, era altceva. Că se făcea reparații doar pe o șuviță sau pe o bandă întreagă, tot reparații este. Este un strat de uzură, este exact stratul de uzură, nu e cum se face orice reparație. Nu mai fi turnat nimic asupra, așa va rămâne, asta este... Da, este o reparație. Când vom găsi finanțare, cum s-a întâmplat pe calea Jozului și am găsit finanțare la care nu avem operator spre durerea noastră, nu s-a înscris, s-au înscris, dar n-au depus ofertă. Asta e situația. Vom relua licitația. Atunci vom face drumurile așa cum trebuie. Până atunci facem întreținere. Din bani puțin, din sărăcindem sărăcia, e mult mai bine decât ce era înainte. Clar, nu poate să spună cineva că nu e mai bine decât ce șansuri erau pe calea Brașovului înainte de acest strat de uzură turnat. Mulțumesc și eu. Mai stați de discutii, dacă nu trecem la vot. Votăm proiectul numărul 14. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Trecem la proiectul numărul 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de intrare în vigoare a actelor adiționale la contractele de închidere pentru spațiile cu destinație de locuințe ANR și cele cu destinație de locuință socială. Inițiator domnul primar sau domnul secretar. Primul de hotărâre numărul 158/2023, Consiliul Local a aprobat încheierea unor acte adiționale la contractele de închidere pentru spațiile cu destinație de locuințe ANR și cele cu destinația de locuință socială. Ca urmare, situații generate de termenul insuficient pentru luarea măsurilor de asociere într-o formă juridică reglementată de organizare și de reprezentare a intereselor comune ale chiriașilor, cu privire la asigurarea utilităților calitate, serviciile care beneficiază în cadrul blocului la în care locuiesc, precum și a hotărârii adunării generale a judecătorilor, numărul 2/2023, prin care s-a adoptat forma de protest a numărului
vindecării cauzelor, pe excepția cauzelor care au fost urgent, începând cu data de 21.06, cu durată nedeterminată. Până în considerare necesitatea prelungirii cu încă o lună a termenului de care vigoarea acelora adiționale la contractul de închiriere pentru spațiile cu destinația de locuințe ANL, vă supunem spre aprobare proiectul de forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat, raportul comisiilor, comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Domnul primar, dacă puteți, noi am discutat treaba asta, știu despre ce vorba, dar spuneți-vă dacă puteți, de ce solicitați prelungirea. Da, spus okay, și în raportul de specialitate, există un protest al magistraților și nu judec înființarea de asociații de locatari. Și atunci, de la lună la lună, nici nu l-am prelungit 6 luni sau până când și înființează, că era ideea să prelungim până când își voi înființa, dar atunci îl lăsăm la liberă înființarea. Și de la lună la lună, când vom vedea că se poate judeca această cauză înființarea de asociație de locatari, probabil, dacă nu, se va debloca situația din, cu instanțele judecătorești, vom mai apărea proiectul ăsta și luna viitoare și peste lună, până când, după cum aș spus, este durată nedeterminată. Poate să termine săptămâna viitoare, poate să termine la primăvară. Sau eu știu, nu putem lăsa oamenii fără utilități, sub nicio formă. Ideal ar fi să le acordăm și sprijin în ființarea asociației, chestiune pe care am discutat cu domnul secretar de la Comisie Juridică. Pentru că, într-adevăr, o să avem plângerea prealabilă aceea formulată de către cei 105. Ajungem și acolo și nu are nicio legătură una cu alta. Înființarea asociațiilor cu suspendarea contractelor respective. Nu are nicio legătură cu hotărârea de Consiliu, cu actele adiționale. Cum trebuie să face la hotărârea de Consiliu? La hotărârea de Consiliu nu are nicio legătură cu întreruperea, cu măsura dată de Curtea de Conturi. Sunt lucruri total diferite. Plângerea prealabilă se referă la hotărârea de Consiliu, care nu vreau să spun... Adică să ajungem. Da. Aveți ceva, da? Ok. Trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul numărul 16. Pentru că noi demarasem întreruperea contractelor, făcusem adresele către furnizori și acum am sistat. Am mai prelungit... Mulțumesc. Deci proiect de hotărâre prin care se acte raportul prin numirea finală a candidatului selectat pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al SC Domeniul Public și Privat Onești S.A., având ca autoritate tutelară Consiliul Local Onești. Inițiatorul domnul primar, dau cuvântul comisiei. Conformitate cu prevederile legale în vigoare, colaborat cu calendarul procedurii de recrutare și selecție a unui membru în Consiliul de Administrație la 10 domeniul public și privat Onești S.A., Comisia de Selecție înființată prin hotărârea Consiliului Local 123 pe 2023 a procedat la parcurgerea procedurii de recrutare și selecție a unui membru în Consiliul de Administrație a 10 domeniul public și privat. Raportul Comisiei privind numirea finală a candidatului selectat pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al domeniului reprezintă anexul la prezentul proiect de hotărâre. Față de cele menționate, vă rugăm de liberat să aprobați proiectul de hotărâre. Cu mențiunea că și la acest proiect este vot secret. Da, raportul despre a fost prezentat. Raportul comisiilor, comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil, dar cred că domnul secretar ar trebui să reformulăm, că este. La cum sună proiectul, spune să ia act. Atunci când luăm act, nu votăm. Adică... Și supuneți la vot secret mandatarea consilierilor. Deci nu aveți cum să înțeleg votul secret pentru persoana respectivă. Ok, sunt de acord cu el, dar nu puteți la vot secret și mandatarea consilierilor. N-are cum, logic. Nu înțeleg ce mandatarea consilierilor. Articolul 3 din hotărâre. Ei, nu știți, de asta sunteți nervos pe mine. Lăsați. N-aveți cum să supuneți mandatarea la vot secret, că aici a trebuit discutat. Încă nu supun eu. Dumneavoastră, da, majoritatea... Dumneavoastră este cel care dă avizul de legalitate și cel care a făcut proiectul de hotărâre. Mă rog, nu este care îmi dă avizul de legalitate pe proiect. Da. Nu puteți să-mi spuneți să fie vot secret pentru tot. E votul secret pentru persoană, este ok, dar restul e votul public. Îl discutăm și îl supunem la vot. Articolul 3 nu are cum să intre sub incidența votului secret. Ba da, se poate.
Codul administrativ prevede că se poate vota secret sau deschis. Secret, votul la persoană este obligatoriu secret. Celelalte voturi sau celelalte plăcute, atâta vreme cât există într-adevăr doi într-unul aici, atâta vreme cât este și persoana nominalizată se mandatează și Consiliul, din punctul meu de vedere. Vreau să procedați cum credeți, mai ales decât să votați cum credeți de cuvință. Dar din punctul meu de vedere, am analizat de legalitate acest proiect, consider că oportun este ca întreg proiectul să fie votat cu vot secret. Ok. Atunci grupul USR nu participă la vot. Cel mai bine ar fi să puneți la vot modalitatea de vot, că așa zice codul administrativ. Da, dacă nu se dorește. Eu am făcut o propunere. În opinia mea, așa este corect. Să supunem la vot modalitatea de vot, pentru că avem, de fapt, două proiecte într-unul. Este clar că cel care are legătură cu numirea membrului a domnului Băncilă. Este o chestiune care trebuie supusă votului secret, că vorbim de vot la persoană, iar cea legată de mandat era vorba de un alt proiect care se putea, la care se putea face vot deschis fără niciun fel de problem. Adică cum să supun la vot? E mixt. Facem proiecte ca să ne aflăm întreabă așa. Nu, supunerea la vot secret ca să ascundem ce avem spus. Nu ascundem nimic. Da, că de asta e de voastră. Opinia mea asta este. Dumneavoastră... Nu, haideți să o și dezbatem dacă opinia dumneavoastră. Opinia dumneavoastră este... Ce este ascuns? Vă spun eu ce este, domnul. Haideți să lămurim așa. Legea spune că din AGA trebuie să facă parte două persoane. Da? Adică 50%, 50%. O persoană este doamna, îmi scapă cum e numele, care reprezintă domnul AGA. Și cealaltă persoană, da? Vorbim de persoane, de persoane juridice, o reprezintă toți ceilalți 20 de consilieri locali. De asta e nervos, domnul secretar. Pe mine, că azi am fost la Comisia Juridică și am dezbătut chestia asta. Și eu aș zice să facem altfel. Dacă tot avem puncte de vedere diferite și ne tot izbim de treaba asta cu DPP-ul, doamna consilier Pașcu, nu vreți dumneavoastră să contestați la instanță treaba asta și să vedem și punctul de vedere a unei instanțe? Și atunci nu mai avem ce să discutăm. Spune instanța că e albă, facem așa, spune instanța că e neagră, ne conformăm. Dar ce părinții ne să faceți dumneavoastră lucrul ăsta? Doamna e avocat, mă depășesc lucrurile astea. Da, da, domnul ce voie și o întreb și eu. De asta sunteți consilier local, aveți drept de inițiativă. De ce nu inițiați un proiect de hotărâre să vă convingeți colegii din Consiliul Local să voteze mandatarea în AGA, așa cum susțineți noastră punctul de vedere, cine vă oprește? Adică doar să venim să aruncăm cu noroi și cu bolovani în stânga și în dreapta, e foarte simplu. Când se găsesc soluții legale, mai puțin legale, juridice, mai puțin juridice, economice, e mai greu. Să se ducă doamna Pașcu, rezolvă totul. Nu, dar am rugat, nu e obligația să vă duc. Pe care vin cu liniște și cu cât se poate numi pragmatism această chestiune. E o chestiune pe care o discutăm nu de astăzi, de ieri. E bine că domnul Cimboieșu a pus-o în discuția Comisiei Juridice și o pune în discuție și aici. Cred că discuțiile pe această chestiune pe care ar trebui să le purtăm și cu domnul secretar, știm că și la nivel de țară sunt niște probleme de punere în aplicare a Ordonanței 109. Și de această manieră de înțelegere a celei de-a doua persoane care face parte din AGA a întreprinderii publice. Greu este că la acest moment nu avem soluție, altă soluție juridică care să stea în picioare. Varianta domnului Cimboieșu, aceea de a merge în instanță, de a face un proiect de hotărâre care să pice sau să pice în fața Consiliului Local, probabil că ar pica domnul Cimboieșu. Și pe care, cu care să mergeți apoi în instanță. Poate că ar fi o soluție, dar știm că în instanțele de judecată aceste lucruri trenează și ar mai dura câțiva ani de zile până am avea un răspuns. Nu știu cât din noi am mai fi consilier local când s-o da răspunsul de către instanța de judecată. Ideea este că la acest moment cred că este util să ne concentrăm atenția și să încercăm să vedem dacă nu există o altă variantă în afară de cea pe care
avem la acest moment, care într-adevăr este oarecum ilogică. Și domnul Cimpoieș o spune, economist fiind, o percepe ca fiind ilogică. Și noi juriști o percepem ca fiind oarecum ilogică și asta vă poate confirma și domnul secretar. Dar a fost o soluție, singura soluție care s-a putut găsi la momentul respectiv și care este îmbrățișată de foarte multe unități administrativ-teritoriale din țară. Asta ziceam. Putem să ne chinuim, să găsim o altă variantă care cred că ar mai scuti din bătaia de cap pe care o creează această struță, o cămilă, că nici nu știu cum să o numesc. Bun, dumneavoastră a spus că toată țara folosește varianta. Nu, o mare parte, o mare parte din... O mare parte, când o mare parte folosește... Ajungem la cea zisă, la faptul... Există a doua variantă, să mergeți la judecătorii, să... Îmi spun un judecător ce-i corect. Dar dacă o mare parte folosește, să mergem noi ca o cealaltă mică parte, mai interpretabil, dar... Nu, 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 nu
Din totalul de 16 voturi valabile exprimate, 13 au fost pentru, 1 împotrivă și 2 abțineri. Proiectul numărul 17, proiect de hotărâre pentru soluționarea plângerii prealabile formulată de către 105 locatari ai blocurilor ANL, împotriva hotărârii Consiliului Local numărul 158 din 15.06.2023. Inițiator domnul primar, dau cuvântul domnului secretar. La legislatura primăriei municipiului Ernești a fost înregistrată plângerea formulată de către 105 locatari ai blocurilor ANL împotriva hotărârii Consiliului Local numărul 158/2023 privind aprobarea încheierii unor acte adiționale la contractul de închiriere pentru spațiile de destinație de locuințe ANL, pe care o contestă și o și soliște anularea actului administrativ și suspendarea executării acesteia. Având în vedere prevederile legale, apreciez proiectul de hotărâre pentru soluționarea plângerii prealabile formulat în profila Consiliului Local 158, îndeplinește condițiile pentru a fi depus, pentru a fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului Local în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Raportul comisiilor, Comisia numărul 4. Discuții pe marginea proiectului. Cu precizarea că și aici, în opinia mea, votul este secret prin soluționarea 105 persoane locatare, semnătoare plângerii. Discuții. Dacă permiteți. Cred că ar fi bine să discutăm un pic pe această chestiune. Am discutat-o și la Comisia Juridică. Acum, plângerea, într-adevăr, a fost făcută de acei locatari. Într-adevăr, nu văd a fi... nu văd a fi nici temenică, nici motive de temenicie sau de legalitate vădite. Însă, trebuie să ne gândim că acești oameni trebuie sprijiniți și ajutați să aibă furnizori de utilitate pe timpul ierii. Adică aceasta este o chestiune de care ar trebui să ținem cont și doi la mână ar trebui să ne gândim, să facem în așa fel încât să facilităm procedura de vânzare a blocurilor, a apartamentelor ANL. Din discuțiile pe care le-am făcut cu domnul secretar, înainte de ședința de Consiliu, am înțeles că este o problemă legată de natura terenului sau de înscrierea la cartea funciară a terenului pe care se află aceste construcții și acolo ar fi o problemă care împietează asupra vânzării apartamentelor ANL. Dacă domnul primar are altă... Nu, nu cred că este asta. Chiar dacă e vreo problemă de cadastrare sau ceva, avem acum operator care ar putea să facă treaba asta. Și atunci de ce nu s-a spus? Nu. De două zile am semnat contract cu cadastrist, cum am făcut achiziții pentru aceste servicii. Și acum două zile s-a semnat contractul. Dacă a fost o problemă legată de cadastre, legată de teren, nu știu dacă asta e problemă. E o problemă juridică a terenului fiind înscris greșit la cartea funciară. Din câte știu eu ce mi-au spus colegii de la patrimoniu. Bun. Și ce problemă este? Nu se poate reglementa problema asta? Se poate. Și noi ne ocupăm de problema asta cu vânzările. Vrem să o clarificăm. Dar v-am spus, dacă a fost o problemă legată de cadastrări, până acum două zile nu puteam să o rezolvăm. Adică în condițiile în care oamenii au reușit să fie proprietari, ar fi foarte ușor să-și cu fie siguranță, singur contracte cu furnizorii de utilități, am rezolvat clar această siguranță. Dar nu are legătură una cu alta, pentru că nu toți vor cumpăra, în primul rând, și va fi oricum o asociație
se va ajunge, dacă vom vinde un apartament de acolo, cu siguranță se va ajunge la asociație fără doar și poate. Înțeleg tot că sunt două blocuri care deja au reușit să-și facă asociație. Nu au făcut, au aderat alte asociații, am înțeles, și patru au demarat procedurile pentru înființare, doar că din cauza, datorită situației din instanțele judecătorești, nu s-a definitivat înființarea acestor asociații. Oamenii au înțeles că e bine să-și gestioneze singuri. O parte au înțeles, o parte nu, dar... E vorba și de cheltuie mai mari, că înțeleg că contractele cu furnizorii de utilități erau făcute pe primărie și tarifele erau... Nu. Nu. Aici este o eroare totală. Asta a încercat ASEBIH cu la și-a pune pe spatele primăriei. Am să vă spun exact cum stau lucrurile și doamna directorul va confirma acest lucru, că la Direcția de Dezvoltare s-au făcut aceste contracte. În 2000, la începutul anului 2020, s-a făcut contract pentru gaze pe 2 ani, cu prețul din 2020, un preț extrem, extrem de mic. La finalul anului 2020, furnizorul a științat că îi reziliază contractul, că explodaseră prețurile în România în urma conflictului din Ucraina, explodaseră și toată lumea știe că la sfârșitul anului 2020, începutul anului 2021, toate prețurile au explodat. Contractul fiind atât de bine făcut de Direcția de Dezvoltare cu furnizorul, în care prevedea că penalități de 100%, furnizorul n-a putut să resilieze contractul și a mai mers cu prețul de la începutul 2020, de înainte de război și de a crește prețul, de încă un an de zile. Dacă contractul ar fost făcut prost sau ar fost doar pe un an de zile, prețurile creșteau la sfârșitul anului 2020. Dacă creșteau atunci, nimeni nu se speria, că zicea, au crescut toate prețurile, la toți au crescut prețurile la sfârșitul anului 2020. La sfârșitul anului 2021 s-a terminat contractul și a trebuit să facă contract cu prețurile, cu preț fui la vremea respectivă, adică nu făcea nimeni contracte. La finalul anului 2020 cred că s-a mers pe preț fui mare. La curent sigur a mers pe preț fui, la gaze a fost prețul, dar contractul a fost pe primărie de când e lumea, de când există ANL-urile. Nu a fost absolut nicio diferență. Doar că a crescut cu un an mai târziu și oamenii n-au mai înțeles. Au zis, cum? Anul 2020 am plătit un preț și anul și 2021 am plătit un preț și crește în 2022. Da, a crescut în 2022, dar a crescut cu întârziere, că a fost contractul foarte bine făcut la începutul anului 2020. Tariful pe care îl plătește primăria în calitate de persoană juridică este același tarif pe care îl plătește și persoana fizică. Nu este mai mare. Da, exact. Cum să fie mai mare? Dar așa a fost de când lumea. Contractele au fost pe primărie de când s-au inventat ANL-urile. Nu au fost niciodată altfel. Doamna director, vă rog să mă corectați dacă am greșit ceva. Noi am încercat, înainte de a trece pe preț stabilit de ANRE, prețul pentru utilizatori de fuie, utilizatori final, noi am încercat să facem licitație în mai multe variante și pe acord cadru, n-a venit niciun operator, am încercat și pe negociere fără publicare, având în vedere faptul că noi ca instituție suntem un consumator văzut din punctul de vedere al furnizorilor, un consumator mare. Pentru că a fost această problemă pe piață, ei nu puteau să ne garanteze nici măcar pentru 6 luni o cantitate și un preț fix. Noi nu puteam să facem o negociere, un contract care să-l avem cu preț care varia, fără să știm prețul, de la o lună la alta, pentru că așa s-a întâmplat. Motiv pentru care, în scris ne-au dat pe mail operatorii economici că nu pot să participe la niciun fel de procedură, la niciun fel de licitație. Motiv pentru care noi suntem pe un contract care este stabilit cadru de ANRE, suntem pe utilizator de ultimă instanță și prețul este stabilit de ANRE, ceea ce înseamnă că eu pot să fiu luna asta la, dau un exemplu, un furnizor care este stabilit de ANRE pe utilizator de ultimă instanță, luna următoare, cu alt preț care mi stabilește ANRE, pot să fiu la alt furnizor. Din păcate, la momentul ăsta, așa suntem.
Am încercat să facem achiziții, cred că de cel puțin trei, la fiecare trei luni încercăm să facem achiziție publică. Acum prețul este cel care e stabilit de ANRE. Este evident că prețul este diferit față de prețul care l-am avut în 2020, care a fost fix pe 2 ani de zile și având daune foarte mari, operatorul economic n-a avut nicio posibilitate să rezilieze contractul, nu și-a permis să modifice contractul. Nu am mai avut posibilitate să facem asta, dar ca și modalitate de contractare, ca și preț, am avut același, pentru toți consumatorii, același preț și în 2020, și în 2021, și în 2022. Noi nu am avut posibilitatea ca și instituție publică să avem prețuri diferite pe puncte de consum. Ca urmare a unor solicitări venite din partea anumitor locatari, noi, în momentul în care am avut contract pe utilizator de ultimă instanță, acea solicitare de modificare a tipului de contract am trimis-o și la furnizori. De schimbare, am încercat și această variantă. Să-i ajutăm să încercăm, deși juridic nu văzusem efectiv o posibilitate, dar am solicitat operatorilor economici să ne schimbe tip pentru anumite puncte de consum, să ne schimbe tipul de ofertare, tipul de preț. Nu ni s-a aprobat. Nu ni s-a aprobat. Noi toate demersurile le-am făcut. Nu știu, nu știu. Ați terminat cu asta? Da, la momentul ăsta. Da. După cât înțeleg întrebarea doamnei consilier, sper că s-a referit dacă există o diferență între plata acelor chiriași de la ANL să plătească ca consumator fizic, ca persoană, ar fi mult la avantajul, cred că ar fi mai mică decât ar plăti acum primăria. Putem doar să facem niște estimări. Asta spune că e în avantajul lor dacă și-ar face aceste... Bineînțeles că da. Este vorba de tariful care s-a verificat. Cu mai puțin, s-a verificat mai multe informații, o informație ajuns și la mine și trebuie dezmințită, că există, știți, tarife non-casnice și tarife pentru casnici. Și noi am fi plătit la tariful de non-casnic, care este mult mai mare decât tariful de la casnici. Aici este problema. Noi, la momentul ăsta, fiind pe instituție, fiind pe toate punctele de consum, noi nu putem să facem diferențiere între tarife casnice și non-casnice. E evident că ei pot să negocieze contractele și prețurile la momentul la care vor face în mod individual contracte. Fiecare dintre utilizatori poate să-și negocieze contractul și probabil vor avea prețuri diferențiate față de mine ca instituție în momentul în care am aceeași cantitate. Cu siguranță pot negocia direct ca asociație. Noi nu putem, n-am găsit cadrul legal și cineva să ne ia în seamă vreun furnizor să ne factureze la instituție preț de persoană fizică. Am încercat, am făcut demersuri, mi-a respins, nici n-au stat la discuție cu schimbarea formei de modului de tarifat. Cine este copii? Mai vreau cineva? Nu duc eu persoană fizică. Totuși, ca să finalizăm, cred că cu o chestiune care să rămână și să fie percepută cum trebuie de cei care stau în ANL-uri, legată de procedurile de vânzare. Să înțeleg că dar drumul la vânzări la ANL-uri. Cu siguranță e o procedură nevoioasă. Trebuie să primim niște aprobări de la minister trecut dintr-un domeniu în altul. Adică se poate începe, se poate începe depunerea dosarelor și oamenii să-și facă documentațiile, că trebuie să strângă niște documentații, că legea prevede niște scrisuri. Dacă îmi permiteți, din ceea ce știu eu, înainte de scoaterea la vânzare, este nevoie de două hotărâri de guvern. Ceea ce înseamnă că nu ține doar de noi, de autoritatea publică locală. Avem apartamentele, blocurile, sunt în proprietatea publică, ceea ce înseamnă a statului, ceea ce înseamnă că ele trebuie să fie trecute din public în privat, după aceea date, ca să poată fi. Sunt niște etape care trebuie să fie făcute. Colegii de la juridic, nu este aici domnul Chiriac, știu că am discutat pe etape, au început demersuri, dar nu sunt niște etape care se fac într-o modalitate foarte... Nu putem să vă dăm niște termene foarte clare. Într-un an de zile se vor reglementa? Încă o dată, noi dăm ține drumul, de guvern, noi adică dăm nu drumul să imediat. Eu zic că într-o lună maxim demarăm, încă mai pregătesc documente cei de la direcția juridică și maxim o lună de zile începem procedurile. Asta vă pot asigura. Când se vor termina, e doar foarte Dumnezeu important știe. Să știe oamenii că s-a deschis. Deci, eu vă asigur că într-o lună de zile vom demara procedurile. Foarte bine. Deci eu înțeleg următorul lucru. Ce ține de primăria Onești facem, dar decizia de a vinde acele imobile este luată de Guvernul României. Da?
Haideți să nu păcălim oamenii și să spunem că fără hotărâre, digur, am înțeles greșit, doamna... Nu, hotărârea de guvern are legătură cu trecerea din public în privat. Sigur, hotărârea de guvern ne ajută să treacă bunurile respective din public în privat, pentru că ele nu pot fi vândute din public, ceea ce înseamnă că e prima etapă. Dar din tot ceea ce știm noi ca practică până la acest moment, și mi-asum ceea ce spun, ANL-urile și este cel care este inițiatorul pentru trecerea din domeniul public în privat, ca practică, în proporție de peste 90%, asta este tendința de a le trece din public în privat spre vânzare. Adică pe etape nu cred că sunt impedimente în ceea ce privește trecerea din public în privat. Eu tot ce am văzut în țară, asta au făcut până la momentul ăsta. Dar nu pot să garantez ceea ce va face, nu pot să spun un termen sau decizia pe care o vor lua cei de la guvern. Ca practică, așa procedează. Doar dacă se mai schimbă ceva între timp. Dar ca și practic, există o practică, noi vom demara procedurile, nu putem spune un termen. Doar. Mai să dăm discuții? Dacă nu, să votăm, vrem da la vot. Atenție, pentru este pentru aprobarea proiectului, adică pentru respingerea plângerii. Ce se face, domnul secretar, dacă nu se face și nu facem am Thank you.
Turcii mai mari, mai bogat. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Onești și a metodologiei privind măsurile organizatorice, termenele și situația proiectelor de hotărâre ale Consiliului Local Onești, inițiator domnul primar, la cuvântul domnului secretar. Pentru toate schimbările legislative actuale este necesar și oportun elaborarea unui nou regulament de organizare și funcționare al Consiliului Local, precum și a metodologiei privind măsurile organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâre ale Consiliului Local, adaptate conform unui context socio-juridic și care să răspundă cerințelor actuale într-un mod flexibil, fluid și cu celeritate. Față de cele prezentate, vă rugăm să deliberați să aprobați prezentul proiect de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Avizul Comisiei, Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Pentru ultima dată când facem amendament de genul ăsta și destineți pe bine cât de la următoarea ședință nu mai putem să facem decât chestiuni care au legătură cu îndreptările de erori materiale și chestiuni de acces gramaticale. În rest, amendamentele trebuie să fie depuse până, până la începutul ședinței. A fost generos cel care a inițiat proiectul și a dat mai mult decât dădea ordinul, ca să nu zic altfel. Ne-a dat mai mult timp. Sunt convinsă că la acest regulament vom mai face modificări pe parcurs, însă la momentul de față eu văd că ar trebui la articolul, sunt chestiuni pe care le-am discutat în Comisia Juridică și le-am stabilit cu domnul secretar, la articolul 39 alineat 1, aș vrea să introducem un, sau să completăm cu dispozițiile articolului 26 alineat 1 din ordin, respectiv se consideră prezent la ședință și consilierii locali care participă prin utilizarea oricăror mijloace electronice. Era comisă această chestiune. Se poate și fizic și online? Păi, cam asta a fost, cam asta a fost scopul. Nu era prins această chestiune, nu. Nu era. Era prins, dar vorba de prezent. E vorba de... Da, prezent. Adică trebuia ca să nu ne încurcăm cu alte chestiuni, nu pentru că ne încurca nițel, dar asta e, aș fi văzut-o obligatoriu să fie prinsă. Și m-aș mai duce la înlăturarea literei I a articolului 17, iar discutate cu domnul secretar. Vom mai veni cu ceva corecturi, cred că și la ședințele următoare, modificări, dar în funcție de cum ne vom învăța cu acest regulament, cred că e perfectibil. Litera I. Eliminarea literei I. Președintele de ședință semnează în numele Consiliului Local toate documentele ce privesc activitatea acestuia. Documentele semnate vor fi prezentate spre informare Consiliului Local în prima ședință ordinară. Eu pică. Da? Asta e propunerea. Aici un amendament de făcut, dar înainte vreau să discutăm ceva. Referitor la acest proiect, eu țin minte următorul lucru. A fost spus pe ordinea de zi. Am stabilit că după ce vine domnul secretar din concediu, pleacă în concediu, după ce vine domnul secretar din concediu, se întâlnesc reprezentanții comisiilor de specialitate și discută regulamentul respectiv și după aceea îl supunem la vot. Este, dacă scoatem înregistrarea, este publică făcută. Ce să vedeți? Eu am tot așteptat să se întâlnească. Asta? Exact. Cred că e articolul 36, cel cu întâlnirea comisiilor, da?
cu lipsa, cu absența la comisie. Înainte de a... Deci, de, regulamentul spune că dacă un consilier local lipsește de la două ședințe, este pasibil de o sancțiune. E avertizment, sunt mai multe lucruri. Îi mulțumesc, domnule Jitaru, pentru ajutorul acordat și mi se pare așa. Deci, absența de la comisie, aș vrea să propun următorul lucru. Consilierul absentează de la, este considerat absent de la ședința comisiei dacă se poate face dovada înștiințării. Păi da, da. Înștiințării acelei ședințe, da? Exact cazul de azi. Eu am avut habar de întâlnirea comisiei economice din care fac parte. Da? Eu sunt absent pe ziua de azi, fără să vreau. Eu vreau să particip la ședințele comisiei. Ei, vă să înțelegeți, domnul Morară, dar mai târziu. E în regulă, domnul secretar, ce zic? Da. Nu puteți să considerați că așa puteți face și la ședința de Consiliu. Faceți, așa se poate întâmpla și la ședința de Consiliu. Și la comisie și la ședința de Consiliu, da? Înainte trebuie să facem dovada convocării. Omul acela este absent dacă a știut și dacă a fost chemat. Președinte, dacă permiteți, intervine un pic, domnul Cipriu. Deci, vă rog. Dispozițiile articolului 36 fac referire la convocarea conform codului administrativ. Convocare care se poate face prin absolut comunicator scris, comunicat prin absolut orice fel de manieră de comunicare. Bănuiesc că și dumneavoastră, ca și la Comisia Juridică, aveți un grup pe WhatsApp. Asta zic. Se pot face... Asta zic. Considerăm absența, da, în condițiile... În care există un convocator legal făcut, sigur că da. Corect? Da. Altfel? Da. Ne ducem în altă sferă. Ok, ceea ce spuneți dumneavoastră e corect și pertinent, nu am nimic împotrivă, dar nu înțeleg ce trebuie să modificăm. Nu trebuie să modificăm. 36, pentru că articolul 36 prevede lucrul ăsta, în mod expres. Da. Se coroborează cu codul administrativ și la modificăm situația. Întrebarea mea este, doamna Pașco, amendamentul este nume propriu sau numele comisiei? De ce? Că mai am câteva discuții avute și cu colegii din partea PSD. Cum ați discutat la comisie? La comisia juridică. Ca și inițiator, facem... Putem să le facem pe comisie, fără niciun fel de comisie, important este să le folosească. De ce zic? Pentru că mai există și am fost de acord la articolul 41 alineatul 2, teza a doua se va reformula și va fi. Apoi președintele de ședință este obligat să dea cuvântul președintelor comisiei de specialitate care va prezenta avizul și dacă este cazul șefului compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Iar la articolul 8, articolul 96 sau este înlocuit de fapt este o greșeală prin redactare, este de fapt articolul 87. Dar vom prezi de un amendament. Dacă mai sunt alte amendamente cu privire la... Păi nu, sunt, avem deci un singur calup de amendament de cele ale Comisiei Juridice. Trebuie să puneți la vot. A scris și modificarea... Da. Cer scuze. Da, da. Aceea materială, cu 96. Da, da, da. 96 în loc de 96, 87. Da. Cum? Da, dacă sunt discuții de amendament, dacă nu... Supunem la... Vot la este pentru? Împotrivă sau cine ceva? Acum spunem la tot proiectul, dacă nu sunt discuții. Proiectul? Pentru? Împotrivă sau cine ceva? Proiectul numărul 19. Nu ca și cu și și a spus de fost degeaba de lui să trebuie. Asta a fost tehnica. Sau nu l-am citit suficient de bine, nu? Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 94 de 7-6-2018 privind aprobarea documentației și indicatorilor tehnico-economici pentru următoarele proiecte. Reabilitarea școlii gimnaziale Ghiță Mocanu, municipiul Onești, reabilitarea școlii gimnaziale Mocanu, municipiul Onești,
creșterea eficienței energetice a grădiniței Magnolia, cu modificările și completările ulterioare. Inițiatorul domnul primar, domnul domnul secretar. Avem în vedere necesitatea de primirii tuturor activităților menționate în cererea de finanțare și ca urmare a creșterii manoperei, se constată că este necesară aprobarea actualizării direcției generale pentru proiectul de reabilitare școala gimnazială numărul 1 municipiul Onești, în contextul apariției cadrului legal de prezentare către ordonanța 168/2022, care reglementează salariul pe ramura construcției 4.000 de lei pe lună. Majorarea se încadrează în limita cheltuielor eligibile, suportate din asistență nerambursabilă și nu este necesară suplimentarea cheltuielor neeligibile. Față de aceste prevederi, apreciem că sunt înfiltrate de Consiliul de Localitate și Oportunitate, în atât în care se în aprobării proiectului de hotărâre în forma prezentată. Raportul despre specialitate a fost prezentat. Avizul comisiilor. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil și la 4. Discuții pe marginea proiectului. O întrebare. Care e data finalizării acestui proiect? Care din ieri? Școala 1. Mă scuzați, școala numărul 1. Școala 1, 15 ianuarie, dar voi prezentă la final toată activitatea. Okay. Încheierea, deși am denumit-o către presă, conferință de presă, este un bilanț al activităților desfășurate la nivelul municipiului și voi prezenta și toate lucrările în ce stadiu sunt și când urmează a fi finalizate. Mulțumesc! Dar vreau să discuții pe ce am avut. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul numărul 20. Raportul de audit financiar al Camerei de Conturi Bacău, numărul CCBC 20234763, de data de 5-7-2023, asupra situațiilor financiare consolidate ale municipiului Onești la data de 31-12-2022. Potrivit adresei numărul 47664/2023, Curtea de Conturi a României, prin Camera de Conturi Bacău, ne înaintează raportul de audit numărul CCB pe 2023-4723, precum și scrisoarea de pe primarul municipiului Onești, numărul CCBC, pe 2023, numărul 47628, în vederea pentru a fi transmis și adus la cunoștință Consiliului Local. Fac precizarea că aceste documente au fost introduse și în ședința din 1707, dar la solicitarea unor consilieri pentru a fi studiate, a fost adunată pentru ședința de astăzi. Dacă aveți obiecțiuni, propuneri sau orice altă propunere, discuții pe marginea acestui proiect. Am eu, domnul secretar. Am mai mult, dar doar două astăzi. Una referitoare la fondul locativ. Am văzut aici o, să zicem, lipsă în gestiune. Mă rog, nu știu, o exigență. Din ce știu eu, ultimele, ultimele două persoane care au primit funcția de șef birou sau șef, șef serviciu, nu știu, ești serviciu fond locativ, deci de șef serviciu, au părăsit această funcție pentru nereguli financiare sau să nu fiu iritant. Puteți să ne ziceți, doamna director, în ce stadiu sunteți cu recuperarea sumelor? Pe a doua întrebare? Sau... Dacă permiteți, domnul președinte, mai am să vin cu o solicitare fac în aceeași zonă. Nu cred că ne poate doamna Oprea, pentru că nu este la dumneaei situația litigioasă. Vedem că e un prejudiciu aici de 333.807,90 de lei, cauzat de un număr de 6 salariați într-o perioadă de 6 ani de zile, 2015-2021. Un presupus prejudiciu, ca să fie corect. Exact. Da. Curtea de Conturi a stabilit un prejudiciu. Ideea este că aș vrea de la serviciul juridic să ne comunice stadiul dosarelor pe aceste chestiuni, ca să le vedem și noi. Pentru că au fost multe dintre dosare și la Comisia de Disciplină și de aia știu. S-a plecat pe două laturi. La momentul ăsta este formulată acțiune în instanță pentru toți angajații care au stabilit un presupus prejudiciu. Urmează ca instanțele să spună punctul de vedere cu asta. Suntem la fond. Nu avem deocamdată o soluție. Suntem pe primele etape.
În ceea ce privește a doua etapă, în opinia noastră, dar este doar o opinie pe care urmează organele de cercetare să o analizeze, în opinia noastră există prezumția de infracțiune, ceea ce înseamnă că noi am făcut sesizare și penală, însă cu privire la acest dosar se află pe rol, cu cercetarea a început, dar nu putem să vă dăm detalii pentru că nu avem nici noi. Am pus la dispoziția organelor de cercetare toate informațiile și documentele. Sunt două laturi care merg în paralel pentru a nu pierde sumele care au fost menționate. Încercăm să le recuperăm pe oricare dintre laturi. Mulțumesc, mulțumesc. Cred că aș mai fi vrut să solicit chestiune că am văzut aici în raportul curții anumite chestiuni legate de sumele care au fost alocate persoanelor care s-au implicat în derularea proiectelor cu finanțare din fonduri europene nerambursabile. Înțeleg că există angajați salariați ai primăriei care beneficiază de sporuri pentru implicarea în astfel de proiecte. Eu aș fi vrut o listă a persoanelor care sunt, a angajaților care sunt implicați în astfel de derulări de proiecte cu finanțare europeană și aș fi vrut să știu dacă fiecare dintre aceștia obțin sau nu sporuri. Adică vreau să știu că toată lumea ia sporuri. Nu intru în discuția legată de sumele care au fost stabilite de către Curtea de Conturi ca fiind achitate în plus față de ceea ce trebuia să se achite, că văd că și aici e vorba de o sumă de 523.102 lei, mare sumă. Asta era cea de-a doua chestiune pe care voiam să o În ceea ce privește nominalizarea în comisii, având în vedere numărul mare de proiecte, pe fiecare dintre proiectele pe finanțare nerambursabilă, avem comisii care sunt nominalizate și aprobate și pentru fiecare dintre membri, în funcție de numărul de ore pe care le lucrează lunar pe proiectele respective, primesc salarizare suplimentară, cum spune legea, până la 50%, până la 50%, în funcție de numărul de ore pe care le execută pe... Ce înseamnă în funcție de numărul de ore? Adică dacă pe un proiect, spre exemplu, dau ca exemplu pe grădinița Magnolia, unul dintre proiectele, reabilitarea grădiniței Magnolia, dacă luna asta toată lumea lucrează pe acest proiect, are activitate desfășurată pe acest proiect, începând de la cel de la juridic, de la achiziții care și-a desfășurat activitatea, managerul face stat de plată, pontaj și primește salarizare. În funcție de numărul de ore pe care efectiv angajatul le desfășoară. Sumele, procentul acesta de până la 50% se acordă în funcție, în funcție de numărul de ore pe care le desfășoară pe proiectul respectiv. Deci să înțeleg că toți salariații primăriei care sunt implicați în astfel de proceduri, toți primesc aceste sporuri. În funcție de numărul de ore pe care le alocă. În ceea ce privește această valoare care este menționată în decizia Curții de Conturi, vreau să vă spun că au fost interpretări pe care noi până la sfârșit le-am îmbrățișat față de punctul de vedere al celor de la Curtea de Conturi, deși am avut puncte de vedere contradictorii inițial. De ce? Pentru că noi am avut la bază anumite hotărâri judecătorești care, într-adevăr, nu ne erau aplicabile și nouă. Curtea de Conturi a venit și a spus că nu există o aplicare unitară. Noi, văzând hotărârile judecătorești care erau prin țară, să știți că nu se referă aici doar la fondurile care sunt pentru echipele de implementare. Sunt, spre exemplu, sporuri care s-au acordat norma de hrană. În mod... din punctul de vedere al celor de la Curtea de Conturi, această normă de plan ar trebui să fie plafonată la nivelul viceprimarului și să nu se acorde celor care depășesc. Sau concursurile, dacă indemnizația pentru participarea la un concurs, în mod, din punctul de vedere al celor de la Curtea de Conturi, și aceste drepturi salariale ar trebui să fie plafonate la nivelul viceprimarului. În interpretarea noastră, dar nu doar în interpretarea noastră, noi am prezentat Curții de Conturi hotărâri judecătorești prin care în țară foarte multe instanțe au spus că aceste drepturi salariale nu ar trebui să fie drepturi care se plafonează la nivelul viceprimarului. Dar
pentru a îmbrățișa în integralitate punctul de vedere al celor de la Curtea de Conturi, nu am vrut să contestăm și mi s-a părut moral și nu s-a contestat și s-au luat măsuri de remediere, ce înseamnă că pentru ceea ce au constatat ei acolo, că ar fi diferențe de opinie și lucruri, sume care s-au alocat suplimentar, s-au emis dispoziții pentru reglarea acestor dispoziții de plată pentru cei care, sigur că da, sigur. Cu toate că ar fi putut contesta și în alte situații au și câștigat, nu am vrut. S-au emis dispoziții pentru a recupera sumele care le-au pus Curtea de Conturi, că n-ar fi trebuit să le. Da, o să vă rog să le spuneți la cuvântul dat în maniera în care se recuperează aceste sume. S-a stabilit prin dispoziție recuperarea eșalonată și se reține din salarizare. La fel se reține din salariu. Se reține din salarizare pentru recuperarea sumelor. Și la Curtea de... A fost prima lună. Deja s-a început reținerea. Patru tranșe, nu? Sigur. Patru tranșe, da. Se recuperează suma. Da. Eu pot să zic în nume personale, este dispoziție, mi s-a reținut din salarizare. Nu s-a făcut contestații, deși, v-am spus, există interpretări juridice pe asta și avem și practică judiciară, dar Curtea... Atâta timp cât n-am contestat în instanță, nu mai avem de interpretări. Da. Înseamnă că ne-am asumat că... Da. Deși există... Da, ne-am asumat. Așa este, ne-am asumat și am spus, am aplicat în integralitate măsura curții și am respectat și noi ca și măsură am spus că am implementat și am pus la dispoziție dispozițiile prin care s-au reținut sumele. Eu, ca să revin la solicitarea pe care am avut-o inițial, eu mi-aș dori o listă a persoanelor care fac parte din aceste funcții de implementare și a sporurilor pe care le-au obținut în ultimele 6 luni de zile, spre exemplu, da? Adică celor 9 persoane. Nu, mai spus că nu. Avem mult mai multe proiecte și nu sunt doar, lucrează foarte mult cea mai pe proiecte. Vreau să zic ceva referitor la ce a zis doamna directoare. Da? Deci, înainte de a acorda, nu de rămâne, înainte de a acorda acele sume de bani, s-a uitat cum fac ceilalți. Da? A văzut cum fac ceilalți, a făcut și dumneavoastră la fel. Da? Lucru care s-a dovedit greșit. Păi noi când aplicăm, domnul secretar, când vă spun eu că nu trebuie să facem neapărat ca alții și să facem ca noi, nu suntem în aceeași situație, venim când ne convine cu argumentul că așa fac și alții, cel mai des utilizat de domnul Jitaru, dar nu mai discut asta, că nu înțelege. Așa? Punem argumentul ăla, vedeți bine Curtea de Conturi și pe aceeași logică îmi spune nu. Vedeți de ce spun eu că nu există logică în ceea ce facem? Nu putem odată face și odată. Eu sunt perfect de acord cu ce zic domnul Jitaru. Este ok. Au făcut așa, s-au uitat, au mai văzut și niște sentințe, ok. Da, n-a fost în regulă. Este aceeași logică, înțelegeți ce vreau să zic? N-a fost în regulă. Haideți să vă spun, domnul Cipoieșu, de ce n-a fost în regulă. Dacă făceau acum 2 ani... Nu ne legăm de... Nu vreau să discutăm la... Vreau la modalitate de lucru. Din punctul ăla. De logica e aceeași. Când există o sentință judecătorească în care sunt salariați, la care li se acceptă acele drepturi salariale, și cei din primărie zic, bun, dacă i-au... În alte primării li s-au dat bani, le-au contestat Curtea de Conturi, au câștigat în instanță 9, de ce nu ne dați la fel ca alții? Că există prezumție în care instanțe judecătorescă au spus că au dreptul. Doar că la un exista precedent, nu doar precedent să vezi că alte primării au dat și nu se știe ce se întâmplă, ci au fost și sentințe judecătorești în favoarea angajaților respectivi. Eu asta vreau să zic, domnul Prăm, că fiu de acord cu ce a zis dumneavoastră, da? Dar același lucru l-am discutat la chestia cu DPP-ul. Și eu știu din ce a refuzat doamna consilier să dea în judecată. Da? Că a trebuit să reluăm toate hotărârile de anul ăsta. Haideți! Da, e aceeași logică, e corect ce spun. Logica dumneavoastră este una corectă, dar eu vă spun din proprie experiență. Este greu să gestionezi resursa umană atâta vreme că se uite pe la primăria Oituz, Cași, Mâinești, Comănești, câștigă niște sume pe hotărâri judecătorești și vin și te întreabă, dar nu, de ce nu ne da sau noi de ce nu facem lucrul ăsta? De ce fac alții? Este foarte greu să gestionezi resursa umană, să-ți păstrezi oamenii, că mai sunt o mână de oameni care mai fac treabă. În condiții în care primăria Mănești are cele mai mici salarii din județ. Deci nu... Discutam doar modalitatea, nu ne legăm de treabă cu salarii.
Dacă pot, mai am o întrebare. Am văzut acolo referitor la DPP, Curtea de Conturi spune așa, avem aprobare la Consiliul Local pentru orele de manoperă, dar nu avem aprobare pentru material. Și n-am primit până acum nicio hotărâre prin care să reglementăm treaba asta. Probabil suntem în termen, dar de curte. O să vă spun eu imediat, pentru că prin dispoziția primarului 958 din 21 iulie 2023 au fost stabilite măsurile concrete care urmează să fie puse în aplicare de către compartimentele de specialitate pentru implementarea recomandărilor făcute de Curtea de Conturi. Termenul lăsat de Curtea de Conturi este 31 noiembrie, dacă nu mă înșel. Da. Deci, sunt în lucru până la data de 31 noiembrie, se vor revedea toate măsurile. Toate compartimentele de specialitate sunt în sală pentru a vă răspunde dacă aveți și alte întrebări cu privire la aceste, la implementarea acestor recomandări. Noi credem că nu este chiar atât de grav. Din discuțiile... În discuțiile care le-am avut cu colegii din cadrul primăriei, toate măsurile sunt remediabile. Nu sunt situații grave care nu pot fi remediate. Eu mai am așa o chestiune pe care voiam să o așa ca de final. De ce nu s-au calculat penalități totuși la fondul locativ pentru 10 persoane? Nu înțeleg. În raportul Curții de Conturi, de fapt, l-am citit, nu? Stați să și spun unde e la ce pagină. Din analiza balanțelor de clienți la fondul locativ, s-a constatat că în cursul anului 2022, compartimentul responsabil a calculat și a debitat penalități numai pentru un număr de 10 chiriași dintr-un număr total de 494. Mai mult, nici în cazul celor 10 chiriași, calculul penalităților nu a fost efectuat cu regularitate, constatându-se că acestea nu au fost calculate pentru toată perioada în care s-au înregistrat creanțe restante. Fila 4, domnul secretar, alineatul 5, litera B. O să analizăm și în următoarea ședință să vă comunic. Să înțeleg că prea, v-am luat prea repede, așa și nu v-au ajuns două ședințe să vă uitați prea. Pe partea financiară nu răspund eu cu mare drag, dacă aș fi făcut și o facultate de economie, m-aș fi certat mai tare cu domnul Cipăriș. Deci, mă plăcut și mie maxim, dar... Da, e. Și să vă certați în deci până la ședința următoare cu care poate să fiu răspuns așa. Mi se pare că nu ciudat să stabilești penalități doar pentru un număr de 10 debitori din 494. Mai tare. Să înțeleg că era o deficiență a programului? Așa vă vorbim. Zbica cum e comisia dumneavoastră economică, nu ce voi ieși. Deficiență. Proiectul 21 lăsăm problemele pentru interes local după proiectul următor. Proiect de hotărâre pentru constituirea Comisiei de Verificare în la situația locativă a chiriașilor din locuințele sociale situate în strada Dacii din municipiul Romești, inițiator domnul Consiliul Local și Boieșu Sărche. Ca să ajuns la prin hotărârea Consiliului Local numărul 38/2021 a fost aprobat regulamentul de cordonări pentru locatarii din imobile cu destinația de locuință aflate în administrarea municipiului. Din prezentul proiect de hotărâre se propune desfășurarea activității de verificare în teren a situației locative a chiriașilor din locuințele sociale în strada Dacii, municipiul Ionesc de Turbatul. Scopul Consiliului Comisiei este verificarea situației locative a chiriașilor din contractele de închiriere a locuințelor menționate, în privare la data de verificare în teren în vederea întocmirii situațiilor anuale. Având în vedere cele menționate, propunem și la aprobare proiectul în forma prezentată cu mențiunea că există și un amendament. Amendamentul se referă la faptul că în preambul să fie făcut articolul 127 aliniatul 3 din ordonanța 57/2019, iar la articolul 1 sintagma Comisiei de Verificare să fie, de fapt, în trecul Comisiei de Verificare, sintagma Comisiei de Verificare în interes să fie numită Comisie Mixtă de Verificare de Rău. Adică, dacă făceam și o facultate juridică, vă certam și mai tare cu domnul secretar. Nu, domnule Cipăriș, eu vă rog că... Ce-am greșit-o eu. Mulțumiți, domnule
domnului secretar, vă acordați sprijin și întregul aparat de specialitate. Deci s-a făcut un proiect ca lumea, că atunci când mă duc eu, toți copilează, să ne înțelegem. Și vin în Consiliul Local cu proiectul, nu știu, cu ordinele ale cui sunt, și în Consiliul Local spun cu totul altceva decât ar fi trebuit să spună, ca să ne înțelegem. Dar nu mai comentez, trebuie să dăm nota 10, da? Trebuie să dăm nota 10. Nu, haideți să nu, în faptul că azi am avut multe vederi diferite, nu afectează cu nimic activitatea pe care am avut-o până acum, nici nu la noi, să nu, adică nu-i care. Știți că întotdeauna am lăutat în fost chiar așa. Haideți că încă nu s-a întâmplat, domnul președinte, stăpânt am lucrurile cu ăsta, la ora 5 se programa la masaj. Să vă întreb de care? Ok. Nu, înainte de asta, îmi permiteți? Inițial am făcut acest proiect pentru doi reprezentanți de la două grupuri din Consiliul Local, de la două grupuri politice, dar putem să-l ducem la patru câte un reprezentant pentru fiecare grup. Am zis treaba asta să discutăm în Consiliul Local și în funcție de cum hotărâm, așa să fie. Am zis să facem hotărârea pe două, deci pe două persoane, dar pe list dispunem de patru. Dar ce vreau să spun că cealaltă comisie legată de AMD-uri a fost, din punctul meu de vedere, extrem de benefică. Chiar s-au eliberat, s-au găsit nereguli și s-au eliberat foarte multe locuințe. De asta s-a și ajuns astăzi la să stăm atât de bine în privința repartițiilor la locuințele ANL. Să ajungem la 2023. E o mare realizare din punctul meu de vedere. Mulțumesc! Și eu consider necesar constituirea unei comisii de verificare a locuințelor sociale de pe strada Daciei pentru a face verificările necesare și deoarece știu că, cum spunea și domnul primar, acea comisie de verificare a locuințelor ANL-ului și-a desfășurat activitatea în mod pozitiv și să văd și rezultatele. Aș propune ca domnul Zar, domnul Cimpoieșu, care fac parte din acea comisie, să facă parte și din comisia. Dar să nu fie prea mult. Nu, nu-i prea mult pentru aceleași persoane. Păi, dar eu zic că e cam în același domeniu. Dumnezeu au experiență de a verifica la ANR, ori poate să verifice și în Dacia, că până la urmă nu știu câte locuințe ori fi acolo. Să aveți două blocuri? E povărerea. Exact. Zarzul, deci lăsați PNL dacă e să faci. Păi, prima dată haide să hotărâm. Patru persoane în fiecare grup sau doar două? Vorba domnului secretar. Am plânit cu masajul, nu mă stați. Nu, eu la 5 chiar am, eu chiar la 5. Unii nu au uitat. Atunci haideți să trecem la problemă. Și dacă sunt și mai multe. Ok, deci fie de la fiecare grup câte o persoană, da? Ok. Nu cred că este necesar. Domnul de la PNL, că este calm și încă poate liniștit dacă mulțumesc. Noastră. PSD-ul? Nu avem probleme. PSD-ul? Nu avem probleme. Nu avem. Da, hai să dăm la vot. Domnul Cipoieșu și domnul Dovida și cum... Vot secret. Domnul Cipoieșu președinte. Da. Ce mă iubește pe lui? Dar tot să-ți faci. Doamne Cipoieșe, președinte, domnul Dobriș cu doamna Udrea, reprezentantul biroului Forlocativ, să înțelegem că renunțat amendament, nu? Așa ne spune.
Avizul comisiei nr. 4 la proiectul... La proiectul ăsta am uitat să anunțăm să de să te rog favorabil, da? Vă ziceam dacă da. Și acum să votăm. Din total de 18 voturi exprimate, 17 pentru, 1 împotrivă. Normal. Inițiatorul. Înțeleg. Și acum trecem la proiectul 21, diverse. Dar să scrie ceva cuvânt? Domnul Dejară, dați-vă, vă rog, o aș vrea să cer scuze în fața Consiliului Local și în special domnului Cimpoieșu pentru ieșirea de astăzi. În mod obișnuit nu fac astfel de lucruri, dar astăzi, nu știu, ori ceva au fost niște mișcări tectonice în zonă și... De la comisie. Îmi cer scuze încă o dată și e pare rău. Mai întâmplă. Nu m-a auzit, domnul Cimpoieșu. Sunt convins că și domnul Cimpoieșu pot cere scuze. Exact. Așa. Ok, ca să fie treaba în băgat. Are dreptate, domnul Cimpoieșu. Am o rugăminte. În mod normal, așa ar fi ok să rămânem și la conferință, dar la 5, chiar, fără glumă cu masajul, chiar trebuie să fie undeva. Îmi pare rău, dar o să trebuiască să... Da? Da? Adică... Ok. Azi am făcut să rămâne cumva împotriva voinței mele și de aceea, stimați colegi, îmi cer scuze anticipat pentru că în următoarele ședințe de Consiliu Local vă voi răpi din timpul dumneavoastră lor de cuvânt, oportune și neoportune, falsuri sau realități, vrute și nevrute. De ce? Pentru a-mi face campanie electorală, deoarece m-am hotărât să candidez pe, ca și consilier local pe listele unui partid, bineînțeles dacă primarul desemnat de acel partid va apela la serviciile mele. Deci pentru a-mi face campanie electorală o să iau cuvântul vrute și nevrute în fiecare ședință. Vă dreptul de asta e... Oricare parte, nu parte. Nu sunt sigur. Nu, deci... Felicitări, domnul. E ironie. Pentru nominalizare. Nu, fără nominalizare. Mai e cineva? Regulă una. Vreau să întreb dacă e un pamfet. Obligator. Da, normal. A fost prea fină ironia. Un pamfet a dat. Dacă aveți de spus, spuneți acum, că nu mai e frumos dacă plec. Dacă timpul vă permite, eu nu o să vă răpesc mult. Mi-ar face plăcere să rămâneți și dumneavoastră. Am numit o conferință de presă, dar este mai mult un raport de activitate, un bilanț. Poate vă întrebați de ce bilanț la acest moment. Nu s-au împlinit niciun număr de ani sau un eveniment anume. Sunt 2 ani și... aproape 10 luni de când am preluat funcția de primar, doar că la acest moment consider eu că se vede bine luminița de la capătul tunelului. Când spun treaba asta, din punctul meu de vedere, mai sunt 3 luni, 4 luni grele, după care vom trece la lucruri de finețe. Au fost 3 ani relativ grei. Experiența acumulată în primii 3 ani în care am condus destinele acestui oraș m-au ajutat enorm de mult să organizez mai bine activitatea, din punctul meu de vedere, în cadrul instituției. Încă din prima zi am luat unele măsuri, am avut întâlniri încă din prima zi cu personalul din cadrul primăriei și am trasat pe anumite direcții care s-au dovedit a fi benefice acum după, se pot vedea bine rezultatele acum după 2 ani și aproape 10 luni de activitate. Spun că se vede luminița de la capătul tunelului pentru că, așa cum am spus, multe din proiecte, din proiectele grele și aici mă refer la cel mai costisitor proiect care l-am avut la nivelul Oneștiului, este cel de reabilitarea zonelor pietonale, dar la care voi reveni spre sfârșit.
ăsta ne-a împovărat cumva bugetul, pentru că s-au făcut în integralitate de la bugetul local, atât reamenajarea zonelor pietonale, cât și acolo unde s-a impus amenajarea zonelor rutiere, în mare parte parcări au fost reabilitate în acești ani, dar și multe alte achiziții, tot din bugetul local, aici fac, mă refer la mobilier stradal, locuri de joacă, bani care cu greu i-am economisit, dar cu ajutorul lui Dumnezeu am putut să gestionăm bine bugetul și iată-ne că, deși în urmă cu 2 ani, cu un an, 2, îmi cântau prohodul că nu o să avem cu ce da salarii, an de an am încheiat cu excedent bugetar în condițiile în care am achitat și 10 milioane credite istorice ale Oneștiului. Mai avem 4 milioane care eu mi-am propus, mi-aș dori să-i achităm anul ăsta, dacă nu toți, măcar jumătate. Oricum, momentul alegerilor viitoare, cu voia lui Dumnezeu, Oneștiul va fi găsit fără datorii. După 20 de ani în care Oneștiul a plătit rate și dobânzi, iată că a venit momentul în care scăpăm de această povară. Chiar dacă unii au văzut în mediul online comentatori care ziceau că de ce să dai credite, ar trebui să se gândească doar la o familie, ce înseamnă o familie îndatorată, cu datorii la bănci, rate, și o familie care nu are datorii. Care este diferența? Cam o putem lua la o altă, la un alt nivel, și situația unei primării, unei firme, acolo unde datorii este greu. Vreau să fac o scurtă prezentare, un raport de activitate, stadiul lucrărilor, pentru că, deși am vorbit în foarte multe emisiuni, și în mediul online, despre activitățile desfășurate la nivelul municipiului nostru, nu toți au urmărit de fiecare dată. Ședințele din Consiliu sunt mult mai bine urmărite și pot ajunge acolo unde trebuie, mai ales că sunteți și dumneavoastră și puteți duce mesajul. Puteți să mă contraziceți dacă credeți că undeva greșesc sau datele nu sunt pertinente. Sau, am colegi în cadrul primăriei care pot susține sau corecta datele prezentate. Am să încep cu situația celui mai mare proiect care se desfășoară la nivelul Oneștiului și care a adus un oarecare disconfort în ultimii 2 ani. Este vorba de investițiile Raja la nivelul municipiului Onești. Aici această investiție de aproximativ 58 de milioane de euro are 3 componente. 1. Stația de epurare, lucrările s-au finalizat la finalul anului trecut, au urmat 8 luni de probe. Într-o lună se va face recepția finală. Rețelele de apă și canalizare, care însumează peste 70 de kilometri de rețea și de apă și canalizare, modernizare și extindere rețele, care în maxim 2 luni se vor încheia total cu tot cu remedieri. La momentul ăsta mai sunt voci buni, foarte răzlețe, că e plin orașul de gropi. La momentul ăsta, exceptând Eduard Sechei, unde mai sunt câteva traversări, și intersecția din sensul giratoriu de la Evazatu, eu nu știu să mai fie vreo stradă prin care să fie obligat să intre în groapă. Da, mai sunt anumite cămine la care se lucrează, dar se reduce, se dă prioritate și se poate circula fără să intre, să fie nevoie să intre cu roata într-un șanț. Poate îmi scapă ceva, dar eu nu cred. Și în Zlobozia mai avem 2 jumătăți de traversare, 2 benzi, dar la fel, se poate ocoli fără să dai în groapă. Din discuțiile care le-am avut astăzi cu managerul de proiect, el a spus finalul lunii septembrie, eu am spus 2 luni, momentul în care se va trage linie și constructorii vor părăsi orașul, nu va mai exista nicio reparație de făcut. Adică se duc cu reparații 2 luni. Asta este termenul maxim în care se finalizează acest proiect. Și a treia componentă a acestui proiect este stația de captare. Poate
nu neapărat cea mai importantă, că este la pachet cu rețelele de apă, această stație de captare. Stația de captare însemnând a doua sursă de apă, sursă alternativă de apă la Onești, care este în grafic. La finalul anului se finalizează lucrările, urmând aproximativ 5 luni de probe. Undeva în luna mai, noi trebuie să avem la robinete apă din sursă proprie. Vom avea, se va păstra și a doua sursă și Raja va păstra relația cu Crabu, va achiziționa apă și de la Crab și din sursă proprie, tocmai pentru a păstra relația și a avea, atunci când apare o defecțiune, că poate să apară și la stația nouă o defecțiune, dar să aibă sursa, varianta cu Crabu, a doua sursă de apă, și vom avea automat și sursa noastră, dacă se va întâmpla vreo avarie pe partea de Crabu. Ceea ce vedeți în Onești, ați văzut foarte multe, poate vă știu, cei mai mulți dintre dumneavoastră sunt și sigur că știți despre ce este vorba, sunt foarte multe cămine, foarte multe găuri, chiar dacă n-au fost rețele schimbate, s-au făcut acele cămine cu vane de întrerupere a apei, pentru a reduce dimensiunile afectării populației în momentul unei avarii. Să se segmenteze pe porțiuni mai mici, să se întrerupă apa până la remedierea eventualelor remediere. Voi trece și la următoarea. Asta e prima parte, cum stăm cu situația, cu proiectele la Raja. Avem 2 școli și 2 grădinițe în reabilitare la acest moment. Știm că toți, școala 14, există un litigiu între primărie și constructor. Așteptăm o sentință, grădinița 14 este acel litigiu, așteptăm sentința judecătorească pentru a continua lucrările acolo. În schimb, vești bune sunt de la grădinița Magnolia, școala 1 și școala 5. Grădinița Magnolia, recepția estimată este în aproximativ 3 luni, cu dotările aferente. Școala 5, jumătatea lunii decembrie, școala 1, jumătatea lunii ianuarie. Mai mult, după cum la fel bine știți, dar cu permisiunea dumneavoastră, repet, am obținut o finanțare de 18 milioane de lei pentru dotările tuturor școlilor din oraș. Între 1 și 2 milioane pentru fiecare școală, mobilier acolo unde nu a fost mobilier achiziționat prin proiectele de reabilitare, table inteligente, aparatură electronică, laptopuri, calculatoare, tot ce trebuie ca și dotări la școli. Deci, cu voia lui Dumnezeu, anul viitor vom avea dotări noi pe toate școlile, așa cum se cere și cum se impune. Un alt obiectiv foarte important, care mi-a dat mult timp, recunosc, mi-a dat mari emoții la început, dar acum la fel spun că se vede luminița de la capătul tunelului, este piațeta Casei de Cultură, piațeta care se află în grafic. La finalul lunii decembrie vor trebui noi să avem și plățile deja făcute, nu doar terminată. Eu estimez undeva la finalul lunii noiembrie că piațeta va avea plantate flori și gazon în acele jardiniere. Chiar dacă mulți zic că stă în loc, nu stă în loc. S-a lucrat foarte, foarte mult în pământ. Sunt 210, numai 210 stâlpi de iluminat trași cu împământări, cu tot. Dacă treceți pe lângă piațeta, vedeți acele cabluri, toată piațeta e împânzită de cabluri și foarte multe rețele de apă, canalizare. Urmează, după ce se termină partea de electric, în care undeva la începutul lunii septembrie finalizează electricul constructorul, se intră cu rețeaua de irigație, pentru fiecare jardinieră va avea sistem de irigație. Acele cuburi, poate impropriu spus cuburi, acele construcții din beton sunt jardiniere. Urmează și să construiască și o fântână arteziană și un luciu de apă, un fel de lac, care sunt la redenumire tot fântână, doar că este un luciu de apă.
așa cum am spus, cuvântul Dumnezeu, Dumnezeu este mare și ne-a arătat că iubește Ionești eu și toate le-am gestionat până în acest moment așa cum ne-am fi dorit. Și ne dorim și iată că se și realizează lucrurile. Biblioteca, în proporție de 60% sunt realizate lucrările de modernizare, va fi și până acum era una dintre cele mai bine dotate biblioteci din România, dar după implementarea acestui proiect, vă spun că nu există, nu va exista în România bibliotecă cu dotările și bibliotecii noastre, care la fel, la finalul lunii decembrie, îi se va tăia panglica. O veste mai puțin fericită este, eu am primit în timpul ședinței, că nu am avut operator la calea Giulii, urmează să scoatem de nou, deși avem o finanțare de 32 de milioane și cofinanțarea am pus-o de la bugetul local, nu s-a înscris operator, va fi scoasă din nou la licitație, sperăm să avem mai mult noroc la a doua licitație. Sala polivalentă avem operator. Urmează să semneze contractul, s-a semnat în aproximativ o lună de zile ar trebui să înceapă lucrările de modernizare a sălii polivalente, un proiect cu finanțare de un proiect în valoare de 10 milioane și jumătate aproximativ, 4 milioane 400 finanțare nerambursabilă de la AFM, 3 milioane de la Consiliul Județean, 2 milioane jumătate de bugetul local, aici avem operatori. Am trecut peste partea cu, dar voi reveni la final cu sprijinul primit din partea celor care iubesc Oneștiu și sunt proiecte care fără sprijinul unor oameni cu suflet mare nu s-ar fi putut realiza. Proiectul de gaze, unde avem finanțare de 6,6 milioane, urmează cu ajutorul Dumnezeu, dacă ne vine avizul de la Delgaz, săptămâna viitoare să se încarce proiectul pentru licitație. Cu ajutorul Dumnezeu, în 4-5 luni încep lucrările. Un proiect care este așteptat de peste 30 de ani de locuitori din cele două cartiere, Borzeș și Slobozia, cu anexele, vorbesc aici de Crucea de Piatră și cartierul Belgi, Slobozia, partea nouă a Sloboziei. Creșa e pe drumul drept. Cum stăm, doamna director, puteți să ne dați mai multe detalii? Urmează, săptămâna asta intră în comisia tehnică de la cei de la CNI, sper să primească avizul Comisiei Tehnice proiectul. Avem obținut autorizația de construire. Dacă se primește avizul Comisiei Tehnice de la CNI, fiind făcută licitația, totul se dă drumul la începerea lucrărilor. Cred că la începutul săptămânii viitoare o să vedem, o să ne spună rezultatul Comisiei Tehnice, dacă s-a primit sau nu avizul. Au mai intrat acum o săptămână acel proiect făcut nu de un proiectant care a fost atribuit de noi, ci un proiectant care a fost contractat de către CNI. Acel proiect a avut câteva inadvertențe de formă, s-au corectat, ea a intrat din nou săptămâna asta în Comisia Tehnică. Dacă primește avizul, începe efectuarea lucrurilor. Da. Proiectul cu construirea celor două blocuri urmează să facem documentația pentru PULS. Să mergem paralel. Avem deja o achiziție și avem un proiectant pentru întocmirea studiului de fezabilitate și a documentelor necesare pentru obținerea avizelor stabilite în certificatul de urbanism, dar prin certificatul de urbanism s-a stabilit și necesitatea întocmirii unui puls. Acum se întocmește în paralel și puzul necesar pentru a putea, ca în momentul în care se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii, să avem și puzul necesar. Se fac în paralel, nu știu să vă zic un termen estimat, cred că în jur de 3 luni de zile se vor efectua cele două operațiuni în paralel. Referitor la bazinul de not, baza didactică și agrement, am în urma consultării cu colegii din cadrul primăriei, am schimbat locația și s-a întârziat puțin, nu mult,
cred eu că în 2-3 săptămâni reluăm acest subiect. Locația, noua locație va fi pe amplasamentul fostului bazar. Ne-am gândit noi că e mult mai ușor pentru copii să ajungă efectiv în centrul orașului decât pe varianta orașului și cu riscul de a ne întârzia aproximativ o lună am schimbat acea locație și într-o ședință probabil următoare vom aproba. Da, se cumva că din ceea ce știu eu, dar nu am putut de conscris, urmează să fim anunțați că am fost trecuți pe lista sinteză cu noua locație. După această aprobare, urmează să convocăm Consiliul Local pentru a putea să dăm în administrare Consiliului CNI-ului terenul pentru realizarea lucrărilor. Având în vedere faptul că este un proiect tip, după aprobarea HCL-ului, vor scoate la licitație foarte repede realizarea lucrărilor. Acolo, din punctul nostru de vedere, nu gestionăm noi integralitate, dar am văzut cum merg lucrurile la CNI, cred că se vor apuca foarte repede de lucrări. Da, poate cel mai important și care îl simt oamenii cu adevărat este proiectul legat de amenajarea zonelor pietonale. Deși creează un ușor disconfort, acolo unde intrăm și reabilităm acele zone, oamenii ne primesc cu mare bucurie. Efectiv, sunt lucruri aproape nesperate. Sunt, chiar mă uitam la un moment dat, eram într-o zonă și un locatar certa muncitorii că ceva nu-i plăcea și o doamnă de la geam zice, lasă-i, că de 30 de ani aștept, mă uit pe geam și aștept. Asta spuneam, este un proiect greu din punct de vedere financiar, pentru că toată valoarea acestei investiții de reabilitare este pe umerii bugetului local. Până la acest moment de la preluarea mandatului, s-au montat, s-au reabilitat aproape în jur de 100.000 de metri pătrați de zone pietonale. Ca și dimensiune, în cei 2 ani și jumătate s-au montat peste 1.000 de tiruri de pavaj la nivelul municipiului Onești, un efort de peste 10 milioane la acest moment, probabil vom ajunge undeva la 16-17 milioane întreaga investiție, dar partea îmbucurătoare este că din estimările mele, undeva în luna, la începutul lunii mai, tot orașul va fi reabilitat din punct de vedere al zonelor pietonale. A fost un efort mare, nu ușor, dar Dumnezeu a vrut să reușim să gestionăm situația și, în primul rând, bugetul. Ani în care am dat și credite importante, vă dați seama, sunt 10 milioane de lei. 10 milioane de lei însumează aproximativ tot pavajul care s-a pus până la acest moment în oraș, în acești 2 ani. Și s-a pus un pic de pavaj, nu poate să spună nimeni că nu se vede, se vede cu ochiul liber, oamenii apreciază, oamenii din stradă sunt alții decât cei de pe Facebook. Dacă aș fi întâlnit în stradă aceiași oameni ca parte din cei de pe Facebook, ca parte din cei vocali de pe Facebook, probabil m-ar fi demoralizat. Doar că în stradă sunt cu totul alți oameni, oamenii adevărați, oamenii care zâmbesc, se bucură și apreciază ceea ce se întâmplă la nivelul Oneștiului. Așa cum am spus, cu ajutorul lui Dumnezeu, începutul anului viitor ne va găsi cu aceste lucrări finalizate, cu creditele achitate și la începutul raportului am spus că se vede luminița de la capătul tunelului, tocmai din această perspectivă că în aproximativ 6 luni, lucrurile vor sta cu totul altfel în Onești. Vă imaginați un an în care nu ai credite și nu ai depus pavaje, cam câte lucruri se pot face cu 13-14 milioane de lei care anul ăsta îi cheltuim în această direcție. E clar că mi-ar fi fost greu dacă nu aș fi avut oameni buni în primărie, oameni buni în DPP,
cu drag de muncă, cu dragoste pentru oraș, oameni care s-au sacrificat, au stat peste program, mă refer atât la funcționare, atunci când a fost nevoie, au stat peste program pentru a scrie, a implementa, a ajuta la implementarea sau la scrierea de proiecte sau depunerea de proiecte, cât și a oamenilor care au înțeles să stea, aici mă refer la DPP, care au înțeles să stea în soare, pe ploaie, peste program, în zile de weekend, să lucreze tocmai pentru a urgenta efectuarea acestor lucrări. Mai mult, când mă refer la oamenii unde am găsit sprijin și înțelegere, nu pot să trec peste partea politică. Faptul că am găsit în politică oameni verticali, oameni de cuvânt, cu care am legat un parteneriat corect, și îmi place mie să cred că nu doar un parteneriat politic, ci și o prietenie, și îmi place să cred că prietenia este reciprocă. Oamenii care mi-au răspuns la telefon ori de câte ori am avut nevoie, au sprijinit Oneștiul atât financiar, cât și logistic, pentru că eu nu mă ascund, nu mă dau că le știu pe toate. Când nu știu ceva, pun mâna pe telefon, sun și întreb. Și mă refer aici la fiecare dintre dumneavoastră știți la cine mă refer. Mă refer la oameni din conducerea Partidului Social Democrat, care au pus umărul și au susținut Oneștiul în mai multe proiecte. Atât în proiecte ne-au susținut financiar, cât și logistic. Pentru că foarte important este în anumite momente să găsești un om cu experiență care să te învețe ce să faci în momente relativ critice. Mai mult sau mai puțin. Pentru asta nu pot să nu le mulțumesc public. Ați văzut că unul din amendamentele de astăzi a fost achiziția unei scene. M-am mirat că n-a întrebat nimeni ce se întâmplă și de ce e acea sumă pentru scenă. Tocmai pentru că anul următor este un an ceva mai relaxant din punctul meu de vedere financiar. Ne vom concentra, după ce depășim toată partea asta de infrastructură, toată partea asta de zgomot, de muncă, de praf, ne vom concentra și pe buna dispoziție a oneștenilor. Mi-am propus la ultimul eveniment din Parc Municipal, am făcut un anunț așa în preambul legat de evenimentele de anul viitor. Mi-am propus să realizăm două festivaluri, un festival filarmonic și un festival de teatru. Vrem ca Oneștiul să-și recâștige poziția. Există public pentru astfel de evenimente. Toată lumea mă întreabă ce se întâmplă cu Festivalul Verii. Din punctul meu de vedere, trebuie să trecem la nivel. Cine vrea Festivalul Verii, sunt o mulțime de localități în împrejurim să meargă la Festivalul Verii. Cine își dorește Festivalul Verii, eu nu mă ascund după deget, la următoarele alegeri să studieze pliantele candidaților și care își trece Festivalul Verii, poate să voteze cu candidatul respectiv. Faptul că am ieșit la lumină, că am trecut peste acești ani grei, că am scos, din punctul meu de vedere, în primul rând, din datorii Oneștiul, mi-ar fi greu să-l las să vină altcineva să-și bată joc. Drept pentru care astăzi îmi anunț oficial candidatura, voi candida la următoarele alegeri, pentru cei care își fac planurile, să nu-și mai facă planurile sau măcar să-și facă planurile în funcție de poziția mea exprimată astăzi. Voi candida, pentru că trebuie să duc mai departe ce am început. Și Oneștiul merită să treacă la alt nivel. Și eu cred că se poate ca Oneștiul să treacă la alt nivel. Vă mulțumesc! Dacă aveți întrebări, presa cu drag vă răspund sau consilierii, poate... Berciu, ca ce se mai aude despre? Berciu este eliberat certificatul de urbanism, se scot avizele de către APA Siret, urmează autorizație, este finanțare pentru
refacerea Berciului, nu l-am adus în, în discuție, pentru că nu este un proiect în care m-am implicat direct. Este, poate și anumiți oameni politici, poate și Dumnezeu, faptul că între un alt baraj important și Belci a câștigat Belci o finanțare, încă o dată spun. Și Dumnezeu este mare și oameni care iubesc Onești au fost alături de Onești în atragerea acestor fonduri pentru Onești. Alte întrebări? Dacă permiteți, să ne mai spuneți o dată, din ce dată nu va mai rămâne tot orașul fără apă? Undeva luna mai, din discuțiile care le-am avut azi cu managerul de proiect Raja, din luna mai anul viitor, în mod normal, orașul nu mai are cum să rămână fără apă. Dulț. Doamne ferește. Teoretic nu mai rămâne fără apă, pentru că vom avea a doua sursă de apă. Da. Pot să existe anumite defecțiuni pe zone mici, exact ce vorbeam la începutul prezentării, există riscul ăsta, dar și aici disconfortul va fi mai mic din datorat acelor vane, cămine de separare, separatoare, da. Din cu voia lui Dumnezeu, undeva în luna mai anul viitor, vom avea sursă noastră de apă. Mulțumesc! Mai că scăpați mai multe bani. Există previziunea cumva, dacă tot ați avut vorba de relocarea bazinului, există cumva previziunea facerii unui trotuar și asfaltării sau ceva pentru pietoni în zona străzii Redului? Spre Dedeman? Cu siguranță. Terminăm orașul, v-am spus, de anul viitor, trecem pe lucruri de finețe și vom ieși din oraș, cu siguranță. La fel și cele două cartiere. Avem daliuri făcute pentru cele două cartiere. După introducerea gazelor, și zic eu, cu voia lui Dumnezeu, la fel, jumătatea anului viitor, am credința că oamenii vor avea gaze în case, din rețeaua, din noua rețea de gaze, nu altfel de gaze, că după aia ne vom concentra pe infrastructura exterioară din împrejurime, atât calea Brașovului, cât și calea Bacăului. A citat un proiect important, industriilor când e gata? Industriilor până la finalul anului. Da. Am spus că sprijinul necondiționat a venit din partea mai marilor noștri decidenți politici, care au fost alături de noi și sunt, și tot respectul mă înclin în fața lor. Găsesc oricând telefonul domnului Benea deschis, telefonul lui domnului Ivancea, telefonul domnului prefect Lucian Bogdanel, orice problemă, știu unde să sun, găsesc soluții și rezolvări, măcar un sfat, care în foarte multe situații a fost extrem de benefic. Sunt oameni care, cu care am, pot să spun că am legat o prietenie și îmi place să cred că este reciprocă prietenia și respectul. În primul rând există respect între noi și mai mult de atât. Dacă, mulțumesc! Dacă tot vorbim de asociere cu Consiliul Județean, știu că pe licitații se află și strada Caracleului, calea Caracleului, care urmează și ea prin asociere cu Consiliul Județean a fi efectuată și este o investiție foarte importantă. De asemenea, e adevărat, domnul primar a făcut o scurtă prezentare a proiectelor. Noi știm că mai avem mai multe alte proiecte, cum ar fi, spre exemplu, iluminatul public, care merge într-o o direcție foarte bună și avem până la sfârșitul anului garanția că se termină această lucrare. Prin asta vine o economie foarte importantă la bugetul local, pentru că avem un sistem de telegestiune foarte bun, care va economisi foarte mult consumul de energie electrică, cât o vorbeam la un alt proiect de energie electrică. Mult mai multe alte proiecte le avem în derulare, dar a fost făcută doar o scurtă prezentare. Numărul proiectelor scrise și atrase finanțare în ultimii 2 ani și
10 luni, plecate, zic, proiecte de la zero, nu depășesc 20, nu știu, nu pot să spun cu exactitate, că continuu. Și azi am mai venit, ieri, am mai primit o finanțare. Sunt peste 20 de proiecte, valoarea proiectelor și a sumelor obținute, atrase la Onești, depășesc 220 de milioane de lei, din care aproximativ 50 de milioane de la Consiliul Județean. Sumă, pot spune eu, istorică, nu cred că a primit Oneștiul de la Consiliul Județean bani fizic, atâția bani de când de la Revoluție în coafă. Mulțumesc!